în familie, pentru că lucrurile astea nu se povestesc în familie. Nu știu dacă ați cunoscut supraviețuitori ai regimului, foarte greu și foarte puțin dintre ei se deschid să spună ce s-a întâmplat atunci. La noi în familie a fost cu atât mai greu pentru că au fost executați, iar cei care au trăit au încercat să uite vreme de 50 de ani lucrurile astea pentru că nu puteau și nu aveau cu cine să le povestească. Mă refer la perioada 50-89. După 90, la foarte scurt timp, l-am cunoscut pe Ion Gavrilă Ogoran, de care poate că unii dintre voi ați auzit. A fost conducătorul grupului de rezistență, a rânduit Dumnezeu să supraviețuiască. El a avut un dar deosebit de a povesti și și-a scris memoriile. Cred că nu întâmplător a supraviețuit el. Nu știu câți dintre ceilalți ar fi putut să scrie cum a făcut-o el. Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc. Primele două volume sunt memoriile lui din munți. Sunt scrise înainte de a citi dosarele de la securitate. E important, într-un fel, pentru că istoria poate fi refăcută din sursele astea, trei. Dosarele de la securitate, pe numele acestui grup, există 157 de dosare. Fiecare dosar e cam așa. Mă iertați puțin, am uitat să vă spun că Ioana este și cercetător CNSAS pe grupul de rezistență, adică poate avea acces la dosarele securității. Da, asta urma să vă spun. Am uitat să vă spun. În felul ăsta am aflat câte sunt. Sunt 157 de dosare, unul are în jur de 1000 de pagini. Nu le-am citit pe toate, pentru că o să-mi ia foarte mult timp să o fac. Ion Gavrilă Ogoran, un singur care a supraviețuit, a citit o parte din ele, pentru că nici el n-a reușit să le citească pe toate. Am o acreditare de cercetător la CNSAS și citesc, studiez istoria acestui grup de rezistență. Deci nu vorbesc în calitate de jurnalist, nici în calitate de nepoata unui luptător, ci în calitate de cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Asta ca să ne lămurim care e legătura mea cu tema. Foarte scurt, cred că știți, s-a instalat regimul comunist în noiembrie 46 prin niște alegeri care au fost fraudate. E istorie, sunt lucruri pe care le găsiți peste tot. Una din metodele de fraudare, urna cu fund dublu. Un fund la mijloc și încă unul de desubt, voturile falsificate de desubt, voturile puse în urnă deasupra nu contau, se scoteau doar cele false. O parte din candidați au fost asasinați în perioada alegerilor. Bun, s-a instaurat comunismul, ce au urmat? Abuzurile. Confiscarea proprietăților, în primul rând au fost bunurile, apoi confiscarea libertăților. Rezistența a început în perioada confiscării libertății de exprimare, libertății religioase, libertății de gândire, pentru că se ajunsese de atunci la treaba asta, 49-50. 48 a fost anul în care a început primul val mare de arestări. În România au existat multe grupuri de rezistență, nu e ăsta singurul. Sunt câteva zeci. Cifra exactă nu e cunoscută. De ce vorbim despre astea, dincolo de faptul că studiez eu tema asta? Sunt cele mai importante grupuri, grupul condus de Gavrilă Ogoranu, care a acționat pe versantul nordic al munților Făgăraș, munții ăștia pe care îi vedeți de la Sâmbăta încolo, e unul din cele mai importante grupuri de rezistență din România. Ca amploare, ca influență și ca durată. Alături de ei mai era grupul Arnăuțoiu, pe versantul sudic, tot munții Făgăraș. Geografia a fost un atu foarte important. E cel mai înalt lanț muntos din România, cum știe toată lumea. Are în jur de 100 de kilometri, 60 de pe partea pe cealaltă. Munți foarte grei, foarte, îi vedeți, nu știu care v-ați încumetat, auzisem că unii dintre voi au urcat la chilia părintelui sau nu s-au întors încă. Nu s-au întors cu bine. S-au întors, slavă Domnului. Sunt munți grei, sunt munți care erau cunoscuți foarte bine de cei din zona asta. O să vorbim în special despre grupul de rezistență de pe versantul nordic al munților Făgăraș, condus de Ion Gavrilă Ogoranu. Istoria lui a început în anul 1948, când regimul comunist în România se instalase și răspândise rădăcinile foarte adânc în societate. A rezistat până în 1957, când au fost executați.
Sunt foarte multe informații. O să avem poze, o să avem niște materiale audio. Vă invit să vă gândiți pe parcurs sau dacă vă vin întrebări să le notați sau să le țineți minte și să avem o sesiune la sfârșit, că poate mă gândesc că e mai simplu așa. Sper să nu intru în prea multe detalii. Importanța grupului, dincolo de ceea ce v-am spus, amploare, durată, implicare, e dată de notițele din dosarele securității. Securitatea statului spune că a fost unul din cele mai importante grupuri. În 51-52 era trecut pe între primele trei bande, așa le spuneau ei. Oamenii ăștia erau numiți bandiți. În 53 era considerat cel mai important grup de rezistență. Am citit în dosarele securității notițe ale Ministerul de Interne se ocupa de asta de la cel mai înalt nivel, securitate, miliție, jandarmerie. Hai să începem cu începutul. Oamenii ăștia au plecat în munți, adică au început să fie urmăriți în anul 48. O să vă spun pe rând câte ceva despre ei. Nu sunt foarte mulți. Au fost 12 oameni. Nu știu dacă știați sau dacă vi se pare mult sau puțin. Eu am mai prezentat lucrurile astea copiilor. Și inițial toți se gândeau că sunt mulți. Pentru că e atât de important grupul. Au fost 12 oameni, deci o mână de oameni, însă au fost susținuți de foarte mulți oameni din satele astea. Dacă veniți de la Sibiu până la Brașov, toate satele, de pe lângă munte, treceți Oltul în partea cealaltă, toată zona asta a fost zonă de rezistență împotriva comunismului. Cine erau și cum au plecat? Cred că o să-i luăm pe rând. Pot fi grupați în câteva categorii. Erau studenți, niște studenți la Cluj care se cunoșteau, între ei Ion Gavril Ogoranu, care a devenit conducătorul grupului de rezistență. Aveți un X pe el, e o poză din vremea în care nu plecase în munți, evident. Nu vă mai spun satele pentru că vă încarc prea mult, nu cred că o cunoașteți foarte tare zona. Sunt satele din zona asta, el era din Gura Voii, noi spunem Netotul. Andrei Hașu este fratele bunicului meu, era student, e o poză din studenție. Gheorghe Hașu, bunicul meu. Victor Metea, e o poză tot din perioada studenției, el era student la medicină. Gheorghe Șovoială, cred că o să stau în partea asta ca să nu-mi sucesc gâtul în continuu și o să iau microfonul. Așa că la Tasi confiscau toate pozele.
Familiile, ca să ferească de treaba asta, ardeau toate pozele. Dacă sunt familii de la care n-am putut obține poze. Oameni care nu și-au cunoscut părinții, care nu mai pot cunoaște bunicii, care nu știu cum arată, pentru că nimeni nu mai are nicio poză cu oamenii ăștia. Și vorbim de două generații mult mai multe, de bunicii noștri. Nu de... La fel de o poză foarte proastă, o punctă de la familie din perioada în care este deși el după studenție, foarte aproape de perioada studenției. Am trei pași. Ok, noi am văzut. Doamne, scoborată, am zis. Nu am o sofonă, este aici, o poză foarte mică, nu am găsit. Alta, la fel, era venit în zona acasă, a aflat că părinții lui sunt considerați chiaburi, chiaburii trebuiau persecutați, chiaburi, ce înseamnă? Erau niște țărani care pur și simplu prin munca lor reușiseră să-și facă o gospodărie mai stărită. Nu aveau firme, nu aveau sereleuri, nu aveau afaceri, nu aveau nimic. Pur și simplu aveau mai mult pământ și o casă mai bună decât acelorlalți. Taxele au fost foarte mari care le-au fost impuse în perioada respectivă, nu au putut să le plătească. Copiii ăștia s-au revoltat, erau unii de vârsta noastră, celor din sală, jur de 30 de ani. Era și o categorie un pic mai mici, 19-20 de ani. Cei mari erau studenți, veneau acasă în vacanță în satele astea și constatau că dintr-o dată părinții lor care erau fruntași în satele, au ajuns să aibă biruri foarte mari, să le fie confiscate casele, să le fie confiscate vitele, să nu mai aibă voie să meargă la facultate, să se impună cu taxe foarte mari ca să meargă la facultate și să fie căutați de securitate. Pentru că, pur și simplu, statutul în sine, de aducea în vizorul securității. S-au făcut pentru că oamenii s-au ascuns. Deci nu au plecat direct în munți. Cum s-au ascuns? Eu m-au plecat de alea în familie, ai noștri cerății, au săpat o groapă de draști și au dormit sub vite. Deasupra stăteau vite. Și ca un fel de urmâni, cum și zic, era 2 pe 1. Dar ăsta au stat aproape un an. Deci nu ieșau. Deși era acolo, era în curte, era cu familia lor, razele nu erau atât de puternice în prima perioadă și permiteau să stau pe lângă casă. Când veneau, răscoleau de regulă casele. Ce era îngrozitor la situația asta era faptul că ei trebuia să stea acolo în groapa lor și să audă, să asiste cumva la toate razele securității care se lăsau întotdeauna cu bătăi și de regulă asupra mamelor. Mame, bunici, bun. Am ajuns la Ion, am 19 ani. Era grupa elevilor. Fuseseră elevi la Radu Necu, e un liceu destul de cunoscut, acum era școlii din națională. Vremea respectivă era unul din cele 15 licee de elită din România. Nu ajungeau ce să fie la Radu Necu, iar cei mai buni de acolo intraseră în frățiile de cruce. E o chestiune delicată, nu intrăm neapărat în amănunte acum. Ce e important de spus e că ei au fost atrași în primul rând de disciplină, de faptul că erau creștini practicanți, cei care au intrat în frății, și de elita la nivel de educație. Erau excluși cei care aveau un cum mai mică, cei care aveau absențe, cei care nici nu se ajungeau până la corigențe sau ceva de genul ăsta. Era pur și simplu un nivel de elită. Au fost mai mulți dintre cei care au intrat în frății atunci și care făceau atunci. Ei au intrat în vizorul securității direct. Pentru că erau în categoria asta. Când au aflat, bineînțeles că unii au fost arestați. A început valul de arestări, unii au fost arestați, iar ceilalți care nu au fost arestați s-au ascuns. Ca și ceilalți. Dacă n-au avut casă să stea în graj, au stat în șură. Dacă n-au avut nici șură, i-a depus cu, mă rog, vorbesc în regionalistă de Făgăraș. A depus cu pentru fân. Care nu, au stat pur și simplu în grădini. Nu era vremea în care și-au construit încă bordeie, ceea ce numeau ei mulți bordeie. Gelu Novak, elevul cel din partea stângă. Elevul la liceul Radu Negru și el, asta le pot după vremea când avea 17 ani. Sora lui, Gemma Novak, ea n-a fost în munții, dar tatăl lui Gelu este primul director al liceului Radu Negru. Mihai Novak. El menționat în istoria colegiului, a fost un profesor, era un profesor de matematică. Gelu a fugit, iar din această familie, care era extrem de cunoscută și foarte respectată în zona Făgărașului, n-au mai rămas nimic. I-au confiscat casa,
pe profesorul Novaș prima dată l-a dat afară din liceu, după care l-au arestat, pe soție au arestat-o și pe Gemma, sora lui Gelu, au arestat-o imediat după ce se căsătorise și era însărcinată. În anchete a fost bătut îngrozitor, a născut în închisoare, a murit la scurt timp, profesorul a murit după ce a fost eliberat, soția lui murise în timp ce el era în închisoare, iar ultimii ani de viață și a petrecut în adăpostul animalelor din fosta lui casă, o casă foarte frumoasă în centrul Făgărașului, care fusese confiscată. În casă stăteau două familii de miliție, iar stătea acum pică Gemel, e singura care a mai trăit în familia asta, care s-a născut la închisoarea București, trăiește. E la Cluj Napoca, profesoară de matematică, e ca tatăl ei, Mihail București. Nelu Novac, un alt student, un alt elev la liceul de grad negru, coleg cu Gelu, la scrisă cu tatălui, Andrei Hașu, din perioada august, din perioada studenții, era student la Cluj, te cunoștea cu Ion Gavrilă Oran, Ghiță Hașu, aici putem să ne oprim un pic să vă spun cum au plecat ei. Andrei Hașu și Gheorghe Hașu, Gheorghe era venit cu Andrei, era fratele lui, au fost printre primii care au plecat la muncă. Cum au intrat în vizorul securității? Cineva din sat i-a părut că au ascuns o armă în hornul casei. Deci era reală, nu au ascuns-o. De ce o aveau? Ei făcuseră războiul, amândoi. Trebuie să-l decorat Gheorghe Hașu în timpul războiului. Acum o luaseră în schimb norarul și să zică război, o luaseră de la un braconier. L-au găsit, aveau pământuri, aveau moară, erau cam tot în categoria mici chiaburi. O moară în sat, o casă destul de înstărită, gata. Anul o țineau pentru că și-au dat seama că lucrurile evoluează, luaseră legătura cu cele din sat care erau în aceea situație și erau primele momente în care se gândeau că s-ar putea forma o rezistență. Așa că în momentul în care puneau mâna pe arme sau orice de lucrul ăsta, de felul ăsta, ascundeau. În momentul în care le-a fost găsită arma, nu era o armă. Gheorghe Hașu, bunicul, a fost căsătorit. Fratele lui Andrei era plecat. Tatăl lor a fost arestat. Asta cred că e foarte important de reținut. Totul se extindea asupra rudelor până la orice grad. Nu contează dacă ai făcut ceva sau nu ai făcut, simplu fapt că ești rudă. Unul care nu contează ce a făcut, ci doar e în vizorul securității, pentru că nu făcuseră nimic la momentul ăsta, erau arestați. Tatăl lor a fost arestat, Andrei Hașu. A fost făcut fără proces, fără mandat, fără nimic, evident. Câteva zile s-a întors acasă bătut îngrozitor. Și el le-a spus fiilor lui, nu vă predați, nu. Orice se va întâmpla, nu veți avea parte de dreptate acolo. Nu veți fi judecați corect. Mai bine, ascundeți-vă și ei cred că sperau la început să nu dureze totul foarte mult. Poate se gândeau, asta îmi reiese din declarațiile pe care le-au dat. Deci cei care au trăit au reușit în momentul arestării și al procesului să dau vreo de declarații din care putem reface fir, dincolo de declarațiile din oameni. După ce s-au ascuns o vreme în graj și devenise insuportabili pentru că razile erau atât de dese încât nu mai puteau, se temeau că vor fi prinși și nici nu mai puteau asista la ce se întâmpla acolo, au plecat la munte, ei doi, doar. Deci ei se întâmplau pe joc, dar au lăsat destul de aproape de munte, au urcat undeva și au făcut o păsucă și sperau să se divise alături și alții. De parte, Tormeta era student la medicină, venise acasă într-o vacanță de vară, a aflat că părinții lui erau considerați chiaburi și au intrat direct în vizorul securității. El era hotărât să se întoarcă la școală. Dar când a văzut ce se întâmplă și a luat legătura cu ceilalți care erau urmăriți, a renunțat la școală, s-a alăturat lor, iar din declarațiile finale spune că nedreptatea socială a fost cea care l-a determinat să ia lucrurile. Pur și simplu n-a suportat încălcarea libertăților. Era ceva inuman ce se întâmplă și a zis, eu trebuie să lupt împotriva aceea, indiferent de consecințe. Era foarte tânăr, că era în primul an. Gheorghe și Oboleanu, unele sunt, după cum vedeți, în poze din activele securității, cu scrisurile lor și cu stampile.
Toma Firo era soldat, a venit acasă, a aflat în satul ce se întâmplă și care sunt finalitățile la care sunt puși oamenii, nu s-a mai întors din delegație, a intrat în clandestinitate, sigur că a fost trecut pe lista celor care trebuie prinși, toți se temeau că în momentul în care vor fi prinși pe bună dreptate, nu vor avea parte din tratament corect. Deci tot rețetă în primul rând că ei nu făcuseră nimic în momentul ăsta. Dar au fugit de frica a ceea ce avea să se întâmple. Satele erau deja pline de dube, de securitate, dube negre, patrule, oameni care veneau și făceau arestări noaptea, arestările se făceau noaptea, anchetele se făceau noaptea, totul se făcea la întuneric, totul se făcea fără documente. Când erau arestați, nu aveau mandat de arestare. Când erau închiși, nu erau închiși în bani în proces sau în mandat de reținere. Lucrurile astea se răspândiseră. Toată lumea știa că se întâmplă asta, așa că oamenii care se gândeau că pot lupta, s-au gândit să se coalizeze. Și așa am intrat în legătură. Ioan Pop are poveste interesante. Ioan Pop. El s-a născut în Statele Unite. Zona Făgărașului foarte mult a plecat. În aprilie de intervenită, s-au întors, au plecat să muncească, să câștige niște bani și să întoarcă și să își înspărească cu gospodăriile și să devină chiabul. E considerat. Era cel mai bun prieten al bunicului, Gheorghe Haș. Între ei e o diferență destul de mare. Bunicul avea 27 de ani când a plecat. El avea spre 40. Era pădurar. Nu avea probleme politice, nu intrase în nicio frăție, nu făcuse nicio ilegalitate. Pur și simplu i-a ajutat pe cei din munți, n-a plecat de la început, pentru că la fel ca și ei, credeam în același ideal. Credea că adevărul trebuie să vină, credea că legalitățile și minciuna prin care s-a instaurat comunismul trebuie combătute, credeau că e rușine ca nimeni să nu se ridice și să spună că nu-i corect ceea ce se întâmplă. Iacom pe toți, deci vreau să vă spun cu aceea aproape despre fiecare parte. Ce e important? S-au întâlnit în vara anului 50, aflaseră deja că sunt ascunși în diverse sate. Unii dintre ei se cunoșteau, alții au început să se cunoască atunci. Cei tineri, e clar, erau o categorie, studenții, altă categorie, ceilalți care s-au adăugat, au aflat, se știa în sate despre ei. În 50, Andrei Hașu, care a fost inițiatorul plecării în munte, a aflat că în Banat există un proces al partizanilor prinși. Atunci a aflat că în țară mai există grupuri de partizani, grupuri de luptători. Și el a zis ceva de genul că oameni mor în Banat, iar noi stăm și ne ascundem prin șuri și prin granturi. Plecăm la munte să ne organizăm. Ei se revendicau cu drept adevărata armată a statului român și ei se revendicau ca statul român, pentru că regimul comunist care se instaurase, se instaurase ilegal. Și atunci ei nu-l recunoșteau. Au plecat 50, a fost perioada, lângă de Ogoreanu Stian Cărților, a fost cumva perioada romantică. Își imaginau că o să aibă tabără, că se poate trăi toți împreună, că în curând americanii vor da niște semne și va începe un nou război între americani și URSS și atunci, cu sprijinul americanilor, vor răsturna comunismul în România. Perioada în care s-au construit, aici cred că sunt la un refugiu. Poate astea sunt atunci în prosarele. E singura dată când i-am stat toți împreună. Toți 7 ani, anii care au urmat, n-au mai putut să stea pentru că era foarte periculos. Perioada asta și-au construit și o căsuță foarte bunicul și fratele lui povestea Vasile Oranu că au făcut o casă, când ceilalți s-au dus, au început să râdă cu toții, pentru că era ca o căsuță pentru critici. Era foarte mică și foarte frumoasă și avea și scaunele și măsuță și ferestre și de toate și părea așa, ca un vas, toată chestia asta. Bineînțeles că în momentul în care securitatea a lucrat în munte, i-au dat foc cu mâna lor, au ars tot, au nivelat terenul și a fost singura dată în care au stat ei ca oameni pentru foarte puțin timp. În rest, își făceau niște bordele, ziceau ei. Au stat în pământ, de fapt. De dopi, pescuite, glene, ca să nu se surpă peste ei, în care aveau câte o sobă, un sistem de a scoate fumul, așa fel încât să ajungă într-o vale, să se amestece cu abulii de la apă, pentru că fumul îi putea da de boli în primul rând. Dar trebuia să se încălzească, pentru că munții Făgărașului, în care ați bătut munții, dar cred că o lună pe anul e zăpadă.
indiferent dacă era vară sau iarnă, n-am avut să repetă altă. Anul 50 a fost anul primelor arestări, deci perioada romantică a durat, de fapt, câteva luni. Perioada în care ei au fost împreună, în care citeau foarte mult, se rugau, aveau, asta o să fie și mai așa, aveau Biblie și cărți de rugăciune asupra lor, deși aveau o raniță grea și, de fapt, toată casa lor era în spinare. Fiecare dintre ei, în momentul în care a fost prins, avea asupra lui o Biblie și foarte subliniată și citită, și o carte de rugăciune. Poate în perioada asta nu au mai putut să fie împreună, dar le, felul în care s-au comportat a rămas același. Caracterul interior, cred că e important să menționăm, a fost iar Ion Gabriel Ograniu, care a supraviețuit, a subliniat foarte mult lucrul ăsta. Național, creștin și monarhist. Național pentru că ei își iubeau țara. Vremea de azi pare, dincolo de faptul că nu e cool să fim patriotici, nu mai înțelege nimic prin asta. Vrem să mergem în străinătate, foarte, e foarte bine. Da. Ce e rău e că nu mai are nicio semnificație cuvântul ăsta, adică patriotismul și iubirea de țară, nu mai spune nimic. De asta cred că e foarte greu să înțelegem că ei au plecat din iubire pentru țară. Pe monumentul de la Sâmbăta, de aici, de la intrarea mănăstirii pe partea stângă, în intrat, o să scrie, mamă țară, iartă-ne că am îndrăznit să luptăm și să murim pentru tine. E greu să explic lucrurile astea și am avut problema asta și cu copiii. Nimeni nu mai înțelege ce înseamnă asta și asta e, suntem în altă generație, naturală. Creștini, erau cu toții creștini practicanți. Deci nu că erau botezați și că mai mergeau la biserică. Erau creștini practicanți. În munții, în perioada care nu aveau ce să mănânce, posteau. Cu toate riscurile pe care le impunea treaba asta, se spovedeau și se împărtășeau. Riscuri și pentru preoți. Preoții care i-au spovedit și i-au împărtășit, au sfârșit în final, în închisor s-au executat. Sigur că nu se întâmpla în biserică, pentru că nu putea să ajungă până la biserică. Aveau niște locuri de întâlnire și oamenii ăștia se întâlneau cu preoții între sate, spre munte, un holde, în câmp. Doi stăteau de, la punte, nu tot 12, se duceau în punct, evident. Doi, trei, doi stăteau la punte, unul se spovedea și așa mai departe. În mod absolut excepțional, și asta am văzut consemnat în activele securității, nu știu dacă s-a întâmplat și înainte, nu am mai văzut. Cei care au fost primiși la final aveau asupra lor sticuțe cu împărtășani. De unde înțeleg că preoții care i-au scopătit au avut încredere că ei își pot administra. E ceva ce n-am mai întâlnit în altă parte. Nu știu dacă s-a făcut de mai multe ori, dar știu că la final, când a fost trădarea finală și când era, au făcut o acțiune extrem de riscantă și era foarte probabil că poți fi prinși, au avut asupra lor așa ceva. Dar până acolo, aveau o legătură foarte puternică cu preoții din zona. Anul 50, anul de început, deci a fost perioada romantică, a fost perioada plecării, au fost primele arestări. Au fost într-un sat ușor, foarte aproape de Făgăraș, cum a zis cu și au fost un sat. Câțiva dintre ei, după ce au plecat în munte, s-au gândit că e important să bată toate satele din zonă, pentru două motive. Unu, să le transmită oamenilor că trebuie să-și păstreze speranța, că există un grup de oameni în munți care va lupta până la capăt și că și-au luat angajamentul să facă asta. Și doi, se ia legătura cu oameni care pot ajuta. Oamenii ăștia n-au putut rezista în munți decât câteva luni, poate, în niciun caz 7 ani, fără sprijinul celor din sat, care găzduiau, care le dădeau mâncare, medicamente, haine. În anii 50, când au fost primele arestări, au fost prinși câțiva care nu au bucaseră să plece în munte. Pentru că în munte n-au plecat toți câți ar fi vrut să plece, ci doar cei care n-au mai avut un control. Adică cei care intraseră deja în vizorul securității. Ei și-au dat seama, în primul rând, că e foarte riscant ceea ce fac, și doi, că nu se pot ascunde zeci de oameni, sute de oameni, mii de oameni în munți. Așa că au plecat un nucleu extrem de strâns. Cei care au rămas în sate urmau să organizeze niște rețele de sprijin. Câțiva dintre ei au fost prinși atunci, au fost niște torturi sinistre în perioada aia. Nu știa securitatea cât știu. Așa că a fost începutul primelor torturi.
Sunt câțiva care au supraviețuit, 2 sau 3, și care au povestit după 90. De la curent electric, întinderea tendonelor pe niște pârghii, până la ruperea tendonelor, distrugerea organelor interne, îi legau pompați de lemn, puneau o scândură foarte groasă, ca o targă peste ei, și cu un baros băteau prin ea până le distrugeau organele interne. Când reșinau, erau trăziți de regulă cu apă cu gheață sau apă foarte rece și ancheta continuă. Doar când își pierdeau cunoștința și nu mai puteau fi treziți, ancheta înceta. Anchetele se întâmplau întotdeauna noaptea, probabil pentru teroarea sporită, dar și pentru a nu-i lăsa să se odihnească. Deci ei uneori erau anchetați o săptămână, zile, nopți consecutiv. Și asta înseamnă că ziua nu aveau voie să doarmă, iar noaptea erau anchetați. Asta înseamnă că vreme de săptămână ei practic nu dormeau. Doar stările de inconștiență din urma torturilor. Da. Ce au reușit să obțină de la ei toate aceste torturi au fost, de fapt, numele celor din munți. Ceea ce a fost destul de important pentru securitate, pentru că nu știau. Oamenii ăștia știau mai mult decât au spus. Asta e sigur. Unul dintre ei e chiar lucasă. Cert e că n-au cedat. Mulți spuneau că se rugau, asta era singura lor rugăciune, se rugau să nu spună. Să nu le fie indusă stări psihice de așa natură, încât să nu mai reziste și să nu spună. Data era cel mai important pentru ei. Și se rugau să moară. Doreau să se termine. Numai că securitatea avea ca principal obiectiv ca ei să nu moară. Deci erau torturați până la limita de dinainte de moarte, după care erau lăsați până își pot reveni într-atât încât să fie din nou torturați și așa mai departe. Și plus că a continuat un an de zile, aproape un an și ceva, până în 51. În 51 a existat un proces public în care oamenii ăștia care au fost prinși și torturați au fost condamnați și executați. Alături de ei au mai fost arestați 167 de oameni din toată zona asta Făgărașului, fie nume spuse de ei, fie turnați de oameni din sate. Deci turnătoria a fost instrumentul principal al securității. Și a funcționat. Nu întotdeauna era real ceea ce turnau ei. Uneori pur și simplu voiau să se răzbune. Erau diverse neînțelegeri, diverse supărări între ei și turnau cu tare s-a întâlnit cu partizani. Ei nu verificau niciodată, securitatea nu verifica informațiile. Era suficient ca cineva să spună asta, securitatea se ducea, lua, l-arăta, îl bătea, îl tortura, să spună tot ce știe. Asta e dată, am văzut foarte des în dosare, nu întrebau nimic concret. Ziceau, spune tot ce știi. Cei care au supraviețuit chiar se spuneau că poate că anchetele ar fi decurs altfel, dacă ei ar fi știut ce se întrebe. Poate că pe unii nici n-ar fi fănăvăit să-i torturete în halul ăla, pentru că și-ar fi dat seama dacă nu au concret niște lucruri logice, că oamenii ăștia chiar nu știu unii dintre ei. Mă rog, i-au executat pe cei care au fost prinși, ceilalți au intrat în pușcărie, în jur de 167, dar arestările au continuat și după aceea. E anul în care securitatea își pune ca obiectiv principal prinderea bandei din munții Făgăraș, versantul nordic. Tot cu versantul nordic, pentru că versantul sudic, cum am spus, este cu coarna Osorului și la final să vorbim foarte mult și despre ei. Ca să revenim de acum lucrul ăsta, nu a existat o legătură între ei atunci, deși știau unii de alții. Deci cei de aici, de la noi, pe versantul nordic, știau de cu coarna Osorului. Cei din sud știau de cei de aici. Dar n-au reușit să ia legătura pentru că erau extrem de precauți. Pur și simplu nu aveau încredere în informații, în oameni de legătură care ar fi putut să le intermedieze o întâlnire. Cei de aici, din grupul de pe versantul nordic, mergeau periodic. Chiar bunicul a fost trimis de câteva ori pe partea cealaltă, până spre Curtea de Argeș. Dacă trecem pe aici, ajungem chiar la Curtea de Argeș. Vorbim de Mușoara, zona aceea. N-au reușit să se întâlnească. Ce e foarte interesant e că acționau cam la fel. Deși s-au format diferit, grupul acela a fost, în general, format din foști ofițeri, fideli regelui, care n-au suportat exilarea regelui și instaurarea comunismului.
au crescut cu ofițeri fiind împreună cu relații cu cei din armată care mai dezertaseră, pot forma o armată paralelă, adevărată armată a statului român. Și în momentul în care ar veni un conflict, ajutați de americani de fel ar putea să intervină, dar ei între ei nu au reușit să se unească niciodată. Bun, nu vreau să fac de forță. Voi care v-ați vândut Moscovei, luați aminte, prigoniți de azi vor fi judecătorii voștri de mâine. Acesta e un bon. El a scris pe versul unui bon, în caiet de matematică, întotdeauna când luau niște mâncare, de regulă, ca ceva nu era un gen, o oală sau o lingură, de la scâne sau de la cabana, lăsau bonul de justificare. Atât cei din grupul de pe Vesantul Nord, decât ce și avem joi. Deci nu s-au întâlnit, au făcut la fel. Probabil că prin oameni de legătură sunt pe Sfânta Samarită. Unul semnau rezistența națională și ăștia și ceilalți, altă ori semnau... E un bun de când semnat pe un an și podrilor. E un alt grup de rezistență 72. 72 e o invenție ca să deroteze securitatea că i-a rezistat 72 de grupuri sau ceva de genul ăsta. Lăsau tot felul de semnături. De ce lăsau? Unu, ca să se știe ce au luat, și doi, ca să se știe că n-au furat și se acoperă pe ciobani. Ciobanii de la stâne erau scăpiți ca a doua zi după ce pleacă partizanii. Uite, s-a ridicat de la stâna din floaca 63 de kilograme de brânză de burduf, 50 de kilograme de mălai, 10 kilograme de burt, 1 kilogram de sare. Două pastrame. Așa, după care am un mesaj. Românii, ziua privinței României, vom răspunde în numele neamului. Și va răsplăti pe toți cei care și-au fost de acolo. Români din Curtea de Argeș, în ziua biruinței României, vom răspunde în numele neamului care îi va răsplăti pe toți cei care și-au sacrificat din bunurile lor pentru libertatea țării și a lumii, de sub jugul comunist și pentru biruința crucii. Bunul ăsta ajungea întotdeauna la securitate. Astea sunt bunuri pe care le-am din dosarele de securitate. Au lăsat zeci de bunuri de felul ăsta. Ce important să știm și ce am aflat, chiar ciobanii au recunoscut, e că ciobanii le dădeau de bunăvoie lucrurile astea. Întotdeauna le luau din cota pentru stat, nu din cota oamenilor sau din cota stâne, din cota ciobanilor. Ca să nu îi păcubească pe ei și pentru că respecta proprietatea lor. Ei considerau că dacă iau din cota datorată statului, ciobanii vor avea mai puțin de dat la stat. Le lăsau într-un fel ca să-i protejeze pe ei, să nu creadă ciobanii care voiau să puteau duce și să spună, uite, mi-au luat, ăsta e bunul pe care mi l-au lăsat, faceți ce știți, noi nu știm, nu era frică, nu știm cine erau, cum aveau bărbi mari și erau fioroși. Unii ciobani au făcut jocul ăsta dublu. Era jocul dublu, de fapt. În felul ăsta ei se protejau, securitatea nu s-a prins de la început. De ce au predat bunul? Va și promitea uneori că dacă mai vin, anunțăm, venim. Credăm, facem ceva. Dar ei se duceau și a doua oară și ziceau că ne-a fost strică. Erau 7, erau 15, erau mai mult decât erau. Uneori ei chiar treceau cantități mai mari decât luau în realitate, tocmai pentru a trebuta. Foarte rar, ai făcut 60 de kg de brânză. Da, și cumva zice ce să faci cu atâta brânză. Ei își făceau provizii pentru toată iarna. De foarte multe ori, proviziile astea și le puneau în diverse locuri. Gândiți-vă că nu aveau cămară. Deci munții ăștia erau cămara lor. Și atunci existau din 10, 20, nu știu câți kilometri, câte o grotă în care își puneau ei semne și își lăsau brânza. În cazul în care sunt încercuiți în zona respectivă, să aibă acces la brânză. Dacă și-o puneau într-un singur loc și erau încercuiți în altă parte, nu mai ajungeau niciodată și până la urmă murau de foame. De asta luau. Cred că am găsit în jur de 40 de bonuri și cam asta e ce li se impută. Au fost perioade foarte mari în care au mâncat scoarță de copac și apă de izvor. Tot anul 50, e anul în care a fost împușcat Toma Pirău, deci a dat un bani. Toma Pirău este soldatul acela despre care v-am spus că s-a întors într-o delegație, a văzut toate nedreptățile, a decis să mai întoarcă, a intrat în vizorul securității, a plecat în munte. În 50 a venit să-și viziteze rudele, era găzduit într-un sat de unchiul lui. Varianta pe care am găsit în dosarele securității și care
cred că e reală și care a fost confirmată și de Gabriela Oranu este că fratele lui l-a trădat, adică fratele lui de sânge. Acum e greu să-i judecăm și cred că asta poate fi o tentație. Oamenii ăștia care trădau erau două categorii. Unii care erau plătiți pentru asta și care sunt genul arbiștilor și, mă rog, cei care sunt interesați doar de propriul interes, indiferent de vreme, de societate, de politică și așa mai departe. Și cei care au trădat pentru că nu au mai rezistat. Fratele lui fusese arestat înainte, fusese bătut, fusese torturat, fusese promisese că va fi lăsat în pace, avea familie, întotdeauna li se spunea că le va fi omorâtă soția, că le va fi omorâți copiii, lucruri greu de suportat. Deci cred că înainte să-i judecăm ar trebui să, eventual să ne punem în pielea lor dacă se poate așa ceva. Adică cei care sunt căsătoriți, gândiți-vă că vi s-ar spune că vă omorâtă soția sau copiii, dacă nu spuneți ceea ce știți despre cineva. Erau niște lucruri spușietoare, alegerile lor erau absolut incredibile și greu de raționalizat, măcar pentru noi. El a fost în șură, fratele lui a spus că va veni, va fi la ora cu tare în șură, la unchiul nostru comun. Securitatea, pentru că încă din anii 51 începuseră să circule niște mituri în jurul bandiților, era considerat un fel de supra-oameni, toată securitatea se gândea că dacă e un bandit trebuie să fie cel puțin un batalion de securitate ca să fie echitabilă lupta. Așa că, cred că două batalioane de securitate au început șura în care se afla un bandit, care avea, mă rog, poate e momentul să spunem și despre armă mai multe. Ce arme aveau ei erau cele din război, arme care nu mai fusese răcurățate, care de regulă nu mai funcționau, care erau ținute în umezeală, în gropile alea, în tubele în care trăiau ei, care mergeau prin ploaie, prin zăpadă, prin vânt și prin tot ce mai era și de cele mai multe ori nu funcționau. Le purtau pentru că sigur că erau mai fioroși ele și sperau că la nevoie măcar să poată trage un foc și să pare că sunt înarmați. Pentru că era altă durerea mea, se vorbesc foarte multe prostii despre rezistența. În puținele dăți în care se vorbește despre rezistență, că e un subiect quasi necunoscut, se spun multe tâmpeni. Una dintre aceste prostii e că oamenii erau în munți, era un război de gherilă în care se trăgea de dimineața până seara zile în șir și ani de-a rândul și erau niște haiduci care, cum vedeau ceva, trăgeau. N-aveau ce se tragă. Și doi, mergeau pe principiul onoarei militare. În primul rând, ei nu trăgeau primii niciodată, indiferent dacă aveau muniție sau nu. Iar în perioada asta, 50-51, și asta mi s-a părut extrem de important, au ajuns la un fel de înțelegere tacită cu soldații care erau trimiși de securitate după ei în munte. Nu trăgeau, nu trăgeau. E confirmat de documentele securității. Deci nu e o poveste așa de basmă care a spus-o bandiții supraviețuitori. Există ofițeri de soldați, deci soldați. În primii ani nu au trimis trupă de securitate, au trimis soldați interne. Adică niște tineri ca și ei, și de cele mai multe ori din acelea sate din care proveneau și ei. De multe ori părinții soldaților erau persecutați, la fel cum erau și ale celorlalți. De multe ori soldații ăștia credeau, chiar dacă nu aveau curajul, cam în același ideal ca și cei din munți. Și se întâmpla pur și simplu să se surprindă o patrulă de soldați cu un grup de partizani și să nu tragă niciun, să treacă unul pe lângă altul. S-a întâmplat să le lase mesaje, ați văzut bonurile respective care erau lăsate la strână, sigur că ciobanii povesteau și toată lumea știa despre ele. Pe unele dintre ele scria, nu trageți, suntem frate voștri, nu trageți frate român, trageți în pica și voi ai părinților voștri care sunt persecutați, cum sunt și părinții noștri. Și tot felul de mesaje din astea care au prins. Pentru că oamenii nu suportau nici ei nedreptatea. Au fost și cazuri mult mai dureroasă, în care se întâmpla ca un soldat să aibă o rudă în munte. Eu chiar la mine în familie. Un frații Hașu, deci cei de bunicul și celălalt, mai aveau trei surori. Una dintre aceste surori s-a căsătorit cu un bărbat al cărui tată era trimis în munte cu partizan. Când a aflat că e posibil să se întâlnească cu o rudă de-a lui, după căsătoria fiicei, fiului, sora fraților Hașu, s-a împușcat voluntar în picior, în munte, a mințit că a fost o confruntare ceva,
a rămas intern toată viața și a preferat lucrul ăsta decât să fie obligat să meargă înapoi și să participe la toate operațiunile astea. N-a fost persecutat. Presupun că m-a fi prins cumva minciuna lui sau nu i-a dat importanță, nu știu ce să zic. Cert e că a fost degradat în ierarhia armatei, dar lui a convenit că asta urmărea. Adică, chiar de urmărea să se întâmple lucrul ăsta. Deci lucrurile au fost extrem de grele. După ce s-au prins că nu merge treaba cu soldații, au început să trimită batalioane de securitate, jandarmi și lucruri mult mai serioase, pe care nu mai ținea așa ceva. Rămânem vercul la până la sfârșit. Chiar și atunci când au fost trimise batalioane de securitate, n-au tras primii și au lăsat mesaje în care au spus că războiul lor nu este cu cei primiși după ei. Că și nu luptau ca să omoare 3 soldați sau 2 securiști sau ceva de genul ăsta, ei luptau ca să schimbă un regim instalat prin minciună și prin fraudă. Ei vroiau să-și poată apăra proprietățile, să primească înapoi casele, să poată trăi liniștit, să intre din nou în legalitate. În niciun caz să ducă lupte de gherile și să se puște. În toți cei 7 ani în care au stat în munți până la sfârșit, pe seama lor au fost puse de securitate, deci nu sunt îndulcirile lor, 8 securitatea le spune crime de omor. Sunt interesante și din punctul de vedere dosarele, sunt toate procesele astea verbale, sunt de un analfabetism halucinant. Deci n-am citit niciodată lucruri mai alfabete de dosarele de securitate, pe de greșeli. Asta spune multe despre educația celor care erau de partea cealaltă. Sunt oasele unui bandit, cadavrul banditului era cu Sofonia. Am fost împușcat de la Orian Hașu. Treptat, mă rog, ducem pe fiecare până la moment, să zic așa, și vă spun cum au sfârșit. Pentru că armele alea nu funcționau, 2 luptători, Remus Oponea și încă unul, au ajuns într-un lan de pe aici, din satele de la Sâmbăta încolo. Voiau să ia legătura cu niște oameni de sprijin, își curățau armele, o armă s-a descărcat, s-a împușcat unul dintre ei, Laurean Hasă, l-a împușcat din greșeală în picior pe celălalt în timp ce își curăța arma. Nu mai puteau merge, deci un bandit într-un picior nu mai avea ce să mai caute. Au stat până au reușit, până i-a găsit cineva. A reușit ca acel cineva să ducă vorbă la unul dintre sprijinitori din sat. I-au transportat noaptea într-un car cu fun acoperiți pe amândoi. Au ajuns acolo, în timp ce gazda a încercat să facă ceva, și-a dat seama că piciorul se gangrenase, stătuseră deja peste 12 ore și nu știu exact cum era, sau ceva de genul ăsta. Era clar că trebuia amputat. N-avea cine să-l amputeze, gazda s-a angajat să trimită după un medic, avea un medic de sprijin în Brașov. Până venea medicul din Brașov, mai dura, ei doi au rămas singuri în casă și s-au gândit că unul, că pun gazda într-un pericol foarte mare. Deci un om care ar fi fost găsit cu 2 partizani în casă, risca orice până la nu știu câta spiță din neam, până la mătușile prin alianță, până la orice. Gândiți-vă că la procesele din 50, un om care s-a întâlnit întâmplător pe câmp cu 2 partizani, iar unul doar i-a salutat și al doilea i-a dat căciula, au primit 25 de ani de închisoare, unul și 15 ani celălalt. Pentru atâta. Să fie prins în casă cu 2 partizani era ceva, nu știu, puteam imagina ce consecințe putea să aibă lucrul ăsta. Și atunci au hotărât ca ăsta și al doilea au făcut fără un picior, chiar nu mai avea ce să facă. Deci era clar că se terminase acolo tot. Ei încercau să nu fie prins de securitate în viață, pentru că se temeau foarte tare, au zis că se folosește hipnoză și s-a folosit. Se temeau că chiar dacă ei rațional, fizic, psihic, pot îndura orice să nu spună, în hipnoză pierd controlul. Se temeau că vor fi manipulați în așa fel încât, fără să vrea, vor spune informații despre ceilalți. Și atunci s-au hotărât să se împuște, reciproc. Cel care era rănit până la urmă n-a putut, așa că Laurean Hașu le-a împușcat cu Remus Oponea, pe care nu știu dacă așa s-au înțeles, sau n-a mai putut rezista, s-a împușcat și el. De asta i-a găsit pe amândoi într-o baltă de sânge și a dat seama că Laurean Hașu trăiește și că Remus Oponea e mort. Remus a fost îngropat în curte, în momentul în care a fost adus cu carul în curtea respectivă.
omul care i-a găzduit a trăit, deci nu sunt povești nici din dosare, nici din alte părți. Sunt povestite de omul care a găzduit și care a trăit până acum 7-8 ani, l-am cunoscut foarte bine. Spunea că în momentul în care a venit cu carul și cu el rănit, era via, pe aici lumea obișnuit să aibă o boltă de vie peste burtă și era via în floare. Și el, dându-și seama în ce stare e, a zis că dacă mor, să mă îngropați vie. Ceea ce au și făcut, l-au scos prin o fereastră din spatele casei, l-au îngropat, i-au pus o cruce în pământ, în groapă, pentru că nu fi casă. Groapa au nivelat-o și au plantat flori. Iar pe Laurean, deși se împușcase în cap, nu i-a trecut prin creier, iar ieși cumva prin cerul gurii, mi se pare. O lună, Laurean Pașu era din nou în munți. Omul ăsta a reușit să-l pună pe picioare. A venit doctorul de la Brașov, care trebuia de fapt să-i amputeze piciorul ăsta, care a murit până la urmă. L-a pus pe picioare, el s-a întors în munți, n-a povestit mare lucru. Aveau tot felul de codificări, nici ei între ei nu spuneau, se temeau atât de tare de faptul de a fi prinși vii și de a fi forțați să spună informații și voiau atât de mult să protejeze familiile și sprijinitorii și tot ce mai putea proteja, încât nici între ei nu spuneau lucruri. A spus doar atât că Laurean a căzut. A căzut însemna că e mort, stai acum îl pomenim la mort, rămâsă e mort, îl pomenim la morți, atât. Deci nu, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Deci a fost anul în care au pierdut doi. Toma Pirou, cel de mai devreme care a fost trădat de fratele lui încercuit în șură printre securitate, acolo mai e o scenă pe care nu v-am spus-o. Era un cinism extraordinar securitatea și uneori făcea niște lucruri demonstrativ doar pentru a înspăimânta lumea. Și încercuirea asta s-a petrecut noaptea, gândiți-vă un sat, liniștit, noapte, batalioane de securitate încercuind o casă, rafale de mitralieră câteva ore în șir, deși ăsta era unul singur în șură, ăștia au tras 3 sau 4 ore în continuu. Era clar că nu are ce să se mai întâmple. Era încercuit, se temeau însă să meargă la el sau să urce, că vor fi omorât. Și atunci s-au dus și au adus-o pe mama lui. Au urcat-o pe scară înainte, a folosit-o de scut, până în pod și trăgeau cu mitraliera pe lângă ea. Convinși că, de bună dreptate, nu va trage niciodată dacă exista riscul să fie mama lui. Iar Toma Pirou, există două variante. Variantele securității care uneori sunt măsluite ca să dea ei bine, se spune că ei l-au împușcat. Există niște ofițeri și sunt așa trecute la niște subsoluri, niște note ale ofițerilor care au participat la operațiune, în care reiese că el s-a împușcat. N-au apucat să-l împuște pentru că nu știau unde i-a ascuns acolo, s-a împușcat în fața mamei, care nu putea să tragă. Anul a fost cel în care i-a pierdut pe cei doi, următorul este Ion Ilioiu, a fost înmormântat ieri. El era din grupul de la Radu Negru, a intrat la 18 ani în grupul de rezistență, a fost până în 54 în munții alături de ei. În timpul unei ciocniri cu securitatea în 54, a fost rănit foarte grav în glonți, a intrat pe lângă coloana vertebrală și a ieșit printr-un plămân și prin spicat. N-a mai putut fugi, ceilalți au reușit să se retragă, el a fost prins, era conștient și povestea asta, l-au prins de bocan și l-au trăit până la mașină, așa, cu capul de pietre. La mașină, când au ajuns, au crezut în primul moment că e oboran. Și au început să-l bată cu picioarele, când și-au dat seama că e atât de grav rănit și că s-ar putea să moară în bătaie, s-a oprit. El abia atunci a intrat în inconștiență, deci rana de împușcare, trăitul pe piatră și bătaia le-a trăit. A fost dus de urgență la Sibiu, unde a fost operat, doar ca să fie salvat și să poată fi anchetat. A fost trezit forțat din anestezie după operație și anchetat a doua zi după operație. Anchetele confirmează că leșina constant, deci nu prea avea trusese. Totuși, anchetele au continuat zilnic. A venit de la Brașov, șeful securității Brașov personal, pentru că era prima captură de partizan viu după arestările din 50, când de fapt nu erau partizani, care erau doar sprijinitori. Gheorghe Crăciun era șeful securității, poate te auzi de el, a fost ulterior directorul închisorii de la Aiud, de o cruzime nemărginită. S-a vorbit mult despre el și a trăit până după 2000. Despre atrocitățile lor găsiți în toată memoria artistică a închisorii.
închisorilor. Cei care au trecut prin aici și prin alte închisori povestesc foarte multe despre el. El personal l-a anchetat pe Ion Ioi, pentru că n-a putut să scoată nimic de la el. Au trecut la ceea ce vă spuneam, hipnoză. Folosau niște difuzoare foarte mari de aromată, dar le puneau foarte aproape, așa că editau în închisoare. Le puneau foarte aproape de ureche și urlau în ele cuvinte cheie pe care le spusese în stare de hipnoză. Se pare că nici în hipnoză el n-a spus foarte multe. Atunci, ca să-l îndăbunească și să-l facă să creadă că ei știu deja, îi puneau foarte mult cuvintele acelea, că ei până la urmă nu mai suportând să spună totuși totul, crezând că oricum ei știu cea mai mare parte, ei neștiind ce a spus și ce n-a spus. Combinat cu asta, puneau niște reflectoare foarte puternice de armată în continuu noapte. Atunci a pierdut parțial auzul și vederea. Tortura psihică era întotdeauna combinată cu tortura fizică. Ei au trecut la asta în momentul în care nu mai funcționa bătaia, curentul electric și ce mai foloseau ei. În mod surprinzător a trăit. A suportat toate lucrurile astea, a trăit, a supraviețuit procesului pentru că l-a dus în stare de legumă. În așa hal încât nu mai putea fi dus la proces. L-au condamnat în lipsă, a făcut închisoare 10 ani de pușcărie până în 64 când a fost eliberat. Cu multiple boli, cu 40 de kilograme, era un om la spre 1,90 m. După care s-a întrămat și Dumnezeu știe cum, a trăit până acum 3 zile. Poze erau făcute în arestul securității. Alți doi. Tot în 54, pentru că nu mai găseau niciun fel de sprijin în zona fotografiei, au încercat să fugă din țară. Gheorghe Șovăială și Ioan Nova. Au ajuns în zona Banatului, la 200 de kilometri de Făgăraș, cel mai probabil că pe jos. Nu se știe timp la treaba asta. Cert e că au ajuns acolo unde n-aveau sprijinitor, nu cunoșteau zona, nu cunoșteau pe nimeni, n-aveau ce să mănânce, nu mai aveau haine, nu știau unde să se ascundă, cât mai e până la graniță, cum vor reuși să treacă. Și epuizați fizic și psihic, au apelat la niște oameni care treceau pe câmp și le-au zis să le dea niște apă. Oamenii au fost foarte zeloși, au anunțat șeful poliției, șeful primăriei, secretarul primăriei și pe cine au putut anunța în sat. S-au întors și le-a spus că va veni o femeie și le va aduce ceva, anume apă și de mâncare. Ei au rămas ascunși. Un polițist s-a îmbrăcat în femeie și a pus o basma și și-a luat pe el o rochie, ceva. Și după el au venit încercuită toată zona, iarăși două sau trei batalioane de securitate, miliție, jandarmi și soldați în termen. Deci ăștia erau doar doi oameni și erau încercuiți. Arme, nu știu ce, bătau asupra lor, dar de multe ori securitatea punea niște arme pe care le aveau ei întotdeauna. I-au încercuit, i-au cerit, i-au omorât. Ce mi s-a părut interesant la povestea asta e că trădările ajungeau așa, la nivelul primar, adică ce-au primit cei care au trădat cu ăștia doi, bocancilor și tasurile și busolele. Pentru primar artificiu. Astea sunt pozele lor de aproape. Când să ajungem la anul 54, e străbuncuiere. Tatăl celor doi frați, Pașu, Andrei și Gheorghe. Ajungem la familie acum. În toată perioada asta în care ei erau mânți, familiile erau persecutate cumplit. Mama lui Gabriel Omoranu, care a trăit și ea până să-l vadă tot și până 80. Îi spunea de multe ori că tu pleci, Dumnezeu vă aibă de grijă, dar noi rămânem la cheremul lor. Și așa era. Familiile astea rămâneau la cheremul securității. Erau săptămânal arestați. Ba mama, ba tatăl, ba unul dintre ceilalți copii închiși, aduși înapoi, închiși din nou, obligați. Deși dreptul penal nu prevedea nici atunci. Deci rudele de sânge sunt absolvite în orice drept internațional de obligația de a-și trăda copiii. Deci, nici măcar dacă privim din punct de vedere juridic, nu existau astfel de acoperire. Mamele și tații ăștia nu erau obligați, nici măcar de legea statului comunist, așa cum era el, să-și trădeze copiii. Totuși, asta era cerința. De multe ori nici nu știau cum să. Bunica mea care trăiește, soția lui Gheorghe Hașu, a spus de multe ori că ea nu știa. Nu-i spuneau și ca să protejeze pe ea, pentru că dacă ar fi scos ceva de la ea, ar fi continuat crezând că ea știe mai mult. Așa cum mai bine nu știa nimic. Răspundea, nu știu. Nu
conta cât o bate, nu știu ora de la început până la sfârșit. Nimic. Nici unde sunt, nici când sunt, nici de ce, nici când se întorc, nici unde stau, nici ce mănâncă, nimic, absolut nimic. Doi au fost căsătoriți. Gheorghe Hașu, bunicul, și Jean Pop, cel mai bun prieten al lui. Istoria familiilor e oarecum similară. Ambele femei, soțiile lor, au fost divorțate forțat. De securitate, un alt cinism, nu i-a lăsit neapărat spația. Chipurile ei credeau că în momentul în care vor intenta proces, luptătorii vor veni ca să plăteze nevinovați sau să se războiască cu soțiile, că ei nu vor să divorțeze, sigur că erau naivitate. Nici ele nu s-au dus la proces, nici ei. Deci ei au fost divorțați în lipsă. Atât Gheorghe Hașu de soția lui, cât și Jean Pop de soția lui. Trăiesc ambele femei. Una are 85, bunica, celălalt are 94. Lucide, mai lucide decât mulți oameni tineri. Gheorghe Hașu, Andrei Hașu, străbunicul, a fost alături de ei până la sfârșit. A fost cel care a stat câteva luni cu ei în munte, a fost cel care i-a ajutat să construiască niște bordeie, știa de ei, a știut de ei până la capăt, pentru că el i-a îndemnat să plece, de fapt. Când am aflat lucrurile astea, am fost aminte de povestea lui Steinhardt și a tatălui lui, pe care poate că știa lui fericirii. Avea de ales între a depune mărturie în procesul Noica și a merge la închisoare. Și tatălui a spus, dacă nu depui mărturie, o să ai alege zile liniștite sau nopți liniștite. Dacă vrei să dormi liniștit, du-te la pușcărie. La îndemnul tatălui s-a dus la pușcărie. Ce trebuia să depună mărturie era să recunoască că au avut loc niște discuții politice. Atât, deci nu vă imaginați că au putea să... La fel a fost și aici. Au ales până la capăt să rămână alături de copiilor cu prețul de a face închisoare și de a-și ști copiii primii ani, de a nu ști ce se întâmplă cu ei, după care de știi omorât. Victoria Lindita și sora de Ghita și Andrei. Așa v-am spus că au fost cinci. Era de și a trei până acum câțiva ani. De o putere pe care nu l-am întâlnit-o, dacă ați văzut filmări cu Elisabeta Riza, era genul ăla. Adică băteau, îi mergeau părul din cap, le dau de coadă și îl băteau cu fierul în cine, nu m-a interesat. Deci ea făcea tot pentru frații ei, pentru că ea știa că e luptă pentru libertate. După 90 a fost, cred că, prima dintre rudele celor din zonă care s-a dus până la Ministerul Justiției. Mie să-mi spui unde i-au dus. Sigur că i-au fost îngropați, s-a aruncat în grup comune. Ea vrea să știe unde i-au băgat și să-i dea prăbușitele să aibă ea mă rămâncă. Întotdeauna un pic la anul 53-54, când ne apropiem de finalul lupului, niște lucruri care spun câteva, cred că chestii semnificative despre felul în care acționa securitatea. Era un ord de lipsă de logică care frizează absurdul. Dincolo de faptul că erau oameni neinstruiți și needucați, făceau niște operațiuni absolut stupide. De pildă, ca să se înțeleagă între ei securiștii în munți, și-au dat seama că nu-i bine să urle ca nebunii, pentru că se aude. Și atunci, da, și-a dat seama după vreme. Și atunci s-au gândit să imită cucul. Și în felul ăsta, în luna august, septembrie, când nu mai cântă niciun cuc, toți munții ăștia răsunau de cuci. Și sigur că partizanii știau toate lucrurile astea și sigur că i-au identificat foarte ușor și nu au reușit să se întâlnească niciodată cu ei în toată perioada asta. Alte lucruri, soldații neinstruiți, nu știu, oameni bine care nu făcuseră războiul și abar nu aveau ce se întâmplă, făceau noaptea focuri, în câmp deschis, să se vadă fum până sus. Fumau, își întindeau tabere cu corturi, cu cuții de conserve, cu mâncărică, cu tot felul de lucruri și toate mizeriile rămâneau acolo. Sigur că ăștia cunoșteau toate lucrurile astea și vedeau tablele de nu știu unde. A fost și perioada în care niște agenții ai securității au spus niște lucruri admirative la adresa bandiților, care spuneau ei. Și anume, unul dintre ei spunea că e și bine să te ferești de ei și mai bine să lași urmă prin munți, pentru că ăștia, dacă vor, îți sting țigara cu glonțul și urăsc gamela în timp ce o duci la gură. Așa sunt de bun țintași. Nu era de partea de-a lui. Într-adevăr, erau foarte buni țintași și iarăși un lucru amuzant. Îmi povestea, la Vito Goreanu și menționată și în
scrierile lui în memorii, că bunicul, de pildă, obișnuia să facă demonstrații de precizie, lua un pai și cu un briceag, cu o mână ținea paiul și cu o mână despărțea în două briceaguri. Și bineînțeles că toți înăbuneau, că se gândeau că se poate răni și că decât să mai facă demonstrații din asta, mai bine, într-un final, i-au făcut pierdut briceagul ăla ca să încheie cu riscul de a-și tăia degetele și de a nu mai putea continua răbdarea cu aceea. Pe lângă asta, făceau tot felul de beții securiștii prin munți, pentru că mulți se credeau așa într-un fel de tabără. Veneau la munte și începeau câteva nopți și instalau o tabără, corturi, cântece, voioșie și lucrurile astea sunt consemnate tot de securitate. Pentru că oamenii ăștia care au făcut toate astea au fost sancționați. După aceea, după ce s-a aflat ce făceau, pentru că ei se purau între ei, la beție își puneau tot felul de lucruri și se certau și după care trebuia să justifice cumva cheltuielile. Că ei au fost înmulți cu niște cheltuieli foarte mari. Deci ei nu erau ca lucrătorii în niște zdrențe și două puști. Aveau muniție, aveau bule care duceau până pe munte, aveau hrană, vagoane de conserve și de țigări și de băutură și de lemne și de focuri și de corturi și de alte lucruri și la final trebuia să spună ce au făcut în nu știu câte luni cu toate lucrurile astea când ei s-au întors fără niciun rezultat. Tot sinistru Gheorghe Crăciun, după povestea Cuci, când încerca să justifice de ce operațiunea a ieșuat, a scris într-un final, după ce a povestit el alte lucruri, că totuși concluzia este că natura îi protejește pe bandiți. Sigur că e protea, pentru că oamenii ăștia cunoșteau foarte bine natura și cunoșteau foarte bine muntele, adică aveau niște dezvoltate, niște sensibilitate aproape de animal sălbatic. Ei știau când intră într-o pădure toate riscurile, știau vremea după semne, deci lucruri pe care, de care noi cam nici nu ne apar astăzi. Pentru că ei trăiam așa, după cum ei au trăit 7 ani ca animalele sălbatice, practic. Au trăit iernile alea grele, numai în munți, au trăit perioadele în care erau încercuiți și în care nu puteau să iasă din munți. Ne apropiem, în perioada asta m-am notat niște cifre, că nu le-am zis. Partea securității, deci în 53-54, când erau considerați una dintre cele mai periculoase bande din țară, au trimis batalioane de armată din mai multe județe, jandarmi, miliție, și au organizat niște diversiuni. Trimiteau securiști deghizați în turiști prin munți, securiști deghizați în campanie, securiști deghizați. Punctul culminant a fost când au trimis două grupuri de securiști. Unii se dădeau a fi grupul Arnoțoiu și sperau să ia legătură cu grupul Ogoranu și să-i păcălească. Unii se dădeau grupul Ogoranu și sperau să-i păcălească pe cei din grupul Arnoțoiu. S-a întâmplat că ambii s-au deconspirat și grupul Ogoranu și-a prins propriile sosii pe cei care se dădeau grupul Ogoranu, iar grupul Arnoțoiu pe cei care se dădeau grupul Arnoțoiu. Ei la vremea nu știu. S-au dat seama că sunt securiști, au fost sau de conspirat, dar nu știu pe cine au prins, de fapt, pentru că nu aveau de unde. Ei n-au zis decât că sunt securiști, n-au cunoscut până la urmă cine sunt. Dar văzut asta în dosarele securității. Erau trimiși special să dea așa, cheltuieli foarte mari, cu multă prostie și acolo. Furtau luci cu fermoare și șerci, nu știu cum, că ei credeau că așa arată partizanii, că partizanii sunt cu americanii și americanii sigur au fermoare și șerci. Și atunci au trimis niște prăscuși partizani care arătau ridicol. Toată țara Făgărașului îi râdea și știa că acei idioți care sunt în munți nu sunt de fapt nimic și că de fapt sunt securiști, dar nimeni nu vrea să le spună nimic și toată lumea a lăsat în pace. Până când în final au fost prinși, aveau asupra lor morfină și somnifera. Pentru că la fel se temeau de puterea nebănuită a bandiților și speram că doar dacă îi droghezi poți să-i prinzi, altfel n-ar fi, că sunt foarte puternici. Cred că putem trece la povestea de final. Au rămas, rapoartele în perioada asta, în perioada 53-54, se vedeau din 4 în 4 ore. Securitatea ajunsese la o nebunie totală în care nu mai suporta ideea că nu-i prinde, că sunt totuși 10 oameni și o securitate întreagă, de la Ministerul de Interne până la Direcția 3 de Securitate, nu reușește să-i prindă, încât raportau tot. S-a scris, de asta sunt atât de multe dosare, s-a scris enorm, s-a cheltuit enorm.
au fost arestate foarte, foarte multe persoane. Numărul exact al persoanelor arestate în perioada asta e necunoscut, pentru că ei sunt împrăștiați în diverse dosare, iar pentru unii nici nu există consemnări scrise. Pur și simplu erau puși, de exemplu, de străbunicul, v-am spus, Andrei Hașice, care a sprijinit. Dar trebuie să răspundeau și la cei care nu i-au răspuns. Bunica, după ce a fost forțată, s-a dus la tatăl ei, care nu avea nicio legătură cu nimic, care era socul luptătorului Gheorghe Hașu. Și care, la un moment dat, am aflat asta, cred că acum vreo un an doar, a fost luat și dus la canal. Curt. Fără proces, fără mandat, fără condamnare. Și nici n-a existat o condamnare, mai târziu. Nici n-a redusat omul ăsta. Deci el a făcut aproape 2 ani, am întrebat-o, povestea bunica, mi se părea interesant dacă l-a luat de acasă, dacă a venit cineva și a comunicat, dacă i-a zis ceva. A zis că a venit cineva și a zis, hai până la primărie, că cineva vrea să vorbească cu tine. S-a dus omul la primărie, la primărie era securitatea, cum era, l-a luat, l-a băgat într-o tubă și a fost plecat. Ei au anunțat în primărie, spuneți-i, fie s-a întors la canal. La canal a fost. Când se întorcea, nimeni nu știa cât va sta, dacă mai trebuie, dacă l-au omorât, dacă duc într-adevăr la canal, dacă te duc la închisoare, dacă vin și după ei. Deci totul era sub semnul întrebării și într-o... Se trăia într-o teroare și într-o frică indusă anume. În toate satele astea, cineva era și în povestea dintre supraviețuitori, în perioada respectivă, spre muntă, plecau demonstrativ cu tupele de securitate unor, nu mai duceau până la poalele muntelui și ca să înspăimântă lumea, treceau, patrulau. Și dacă trebuia să treci cu carul sau ceva în perioada respectivă și începea șirul de batalion, trebuia să știi că durează până termină. Și erau foarte, foarte mulți. Tot în perioada aia au folosit elicoptere de armată. Noaptea, pur și simplu, măturau munții cu reflectoare din elicoptere de armată la o înălțime foarte joasă. Deci tot munții ăștia erau văzuți din sate, iluminați ca de neoane. Și toți oamenii ăștia din sate ieșeau seara și se uitau cum munții sunt albi, sunt iluminați, cum elicopterele patrulează în continuu. Cum au reușit să rezistă în perioada respectivă? Simplu, nu erau munți. Când securitatea în perioada asta căuta în munți, erau între satele astea. Sau dincolo de Olți, sau în zonele de depresiune, vedeți, alea câmpie. Când se termină muntele, ea sunt drept. Erau în partea asta. Iar securitatea continua cu partea muntele. Când trece la partea finală, cum au fost prinși, au rămas 5, pe lângă cei care au fost până acum și despre care v-am spus. Era anul 55. Securitatea ajunsese la limita nebuniei cu tot felul de metode, de diversiuni, de așa, nu reușea să prindă. Au închipuit o plecare în Grecia pentru cei care au rămas. Unul dintre sprijinitori a cedat, a trecut de partea securității, s-a angajat să le intermedieze securiștilor întâlnirea cu unii securiști din București, întâlnirea cu cei din munți, spunându-le că este Călăuza care va duce în Grecia. Ei și-au dat, o să ziceți pe naivitate, așa m-am gândit și eu la început, ei și-au dat seama în momentul ăla că nu mai au scăpare. Deci nu mai aveau cum să mai aibă scăpare. Erau arestați aproape toți cei care se sprijiniseră. Familiile lor erau în pușcărie până la a treia spiță de rudenie. Copiilor erau matriculați cei doi care erau căsătoriți. Cu regimul comunist se instalase adânc, era clar că 55 deja nu mai avea ce să mai. Au acceptat. Au luat niște măsuri de precauție, în sensul că n-au plecat toți odată. Au plecat doi și s-au înțeles că ceilalți trei sunt diferite semne. Semne destul de interesante. Se aude la Radio Europa Liberă, în buletinul din ziua acutare, de 3 ori într-o știre, cuvântul școală. După aceea, unul care avea o rudă bolnavă se trimite un coleg din Grecia cu adresă, cu ștampile, cu tot, cu medicamentul, cu tare și cu tare. Și încă vreo câteva lucruri de genul ăsta, deci nu semnă foarte simplu de făcut, dar după ce au fost prinși, deci au plecat, când au ajuns în București, au fost duși de Călăuza presupusă, securiți până în București, într-un autobuz au fost prinși, ridicați, duși la securitate, au urmat vreo lună și ceva de torturi groaznice în cât ăștia au spus inclusiv semnele. Semnele au fost puse în practică, după care s-a luat legătura cu următorii trei, au fost și ei prinși. La fel, prin aceeași Călăuză,
bunicului, Victoria Tăbuțeanu, deși era căsătorită și avea deja 5 copii și fusese arestată de câteva ori și bătută. Ea zicea că trebuie să fie ea sigură că ăștia pleacă în Grecia. Așa că s-a dus, s-a întâlnit cu ei, le-a zis cu care trebuie pleacă, și-a luat bine la același tren și-a luat și unul dintre copii cu ea, ca să nu bate la ochi chipurile de șiera. Și-a mers în același vagon, văzându-i doar din spate, nevorbind cu ei, prefăcându-se că nu cunoaște, a coborât în Gara de Nord când au coborât cu ei, i-a văzut din spate când plecau și toată viața după aceea le spunea nouă cum regretă că n-a luat un taxi să se ducă după ei. Pentru că era o altă naivitate, că dacă lua un taxi, tot nu rezolva nimic, la securitate, a ajuns fără mai târziu. După ce ea a fost acasă, au fost prin și ăștia, au fost cei cinci, au urmat procesul. Leorean Pașu, sunt pozele făcute în oricare țări. Erau îmbrăcați cu cele mai bune haine pe care și le-au putut procura pentru plecare. Sunt îngrozitor de slav. Novac, știți dacă mai reține poza de dinainte, care era îmbrăcat în costum popular, de hașul, de o schimbare uimitoare. Poza asta e făcută înainte să plece în munți cu un an, doi, în perioada în care se căsătorea și avea doi copii și visa la o viață obișnuită. Și asta e făcută după 7 ani. Victor Nația, cel care vă spuneam că era fost de Chiapur și s-a întors acasă și a plecat pentru că nu suporta nedreptățile sociale. În declarațiile de la anchetă din timpul procesului spune același lucru. Fiușa, Trump, american, care a sfârșit cum este fiul. Perioada din minții, în cea mai mare bucată de timp, i-a niște bărci foarte mari pentru că nu se rădeau. Și Jean Pope era puțin roșcat. El era cel mai bun al lucrului, vă spunea că avea 40 de ani, deja era cel mai puțin bun al plecat. Și pentru că creștea, avea o barbă cam până la brâu, roșie, și avea și filete. S-a ajuns după ce s-a întâlnit la un moment dat cu niște trupe de securitate în munți. Era Jean Pope, bunicul și încă unul. Și luau uneori niște decizii din astea de moment incredibile. De spontaneitate, de luciditate și chiar umor. Să, pur și simplu, din nou s-au înțeles, să trimită cu Jean Pop să sară înainte și să-i sperie. S-au văzut că dacă ăsta este așa fioros și sperie, să trimită de-a fuge. Oricum n-avea ce să piardă, pentru că erau înarmați și erau mulți. Ăștia ar fi fost împușcați în primul moment. Și chestia e că a funcționat. Jean Pop a sărit în fața lor fioros, așa cu barbă și cu părul și cu bucările de mult. Și le-a zis, a spus de la mine comandă, înapoi marș. Și a fost și-a fugit. După care avea niște relatări la securitate, voi scăpatiții sunt împrăzitori de fioroși și de puternici și te întâlnești cu ei numai de scăpare. Poate nu au încercat să facă nimic, să știu că au făcut. Și asta a fost șansa lor. Altă dată au fost prinși într-un sat, în satul, aproape de satul Bucium. Era dimineață, așa, repăsată zorilor și securitatea a început satul. Nu aveam nicio scăpare, nu cunoșteau oameni în sat, să fugă pe câmp cu hainele lor ponosite și putrezite și cu fețele lor de oameni care trăiesc în pământ, n-aveau cum, care au recunoscuți imediat. Așa că au luat o căruță, era un țigan care se ducea prin sat, ăla se ducea la nuntă. Și au zis, cântă cu post de tare și bagă bilete, că noi ziceam că suntem nuntași. Ăla a fost cam de dumărit, așa că și-au scos despre pelerină și i-au arătat armele. S-a prins că e treaba serioasă, nu știu dacă și-au dat seama cine sunt sau nu. Cred că dimineața în amiaza mare, într-o duminică, dimineața, în timp ce puciumenii ieșeau să-și măture porțile, așa e obicei înainte să te duci la biserică, le-ași curat la poartă, prin sat a trecut acest alai ciudat, niște bărboși care cântau vesel în gura mare și se duceau chipurile la o nuntă și un țigan cu o față cam speriată care cânta și zicea și el. Și a scăpat. Și chiar a funcționat. Securitatea făcea percheziții și nu cea treaba care păreau i-au luat, dar fie mai credibil și avea ăla în car niște sticle, pentru că într-adevăr se ducea la muncă. Și cu sticlele răsus și cântat, au ieșit din satul pe care au lăsat tubanul la care au fugit în munci. Și încep o... Iarăși, m-a spus că soția lui a fost divorțată forțat ca și bunica. Au avut doi copii, la fel cum aveau și Ghita Vașu. Tot la fel, soția era însărcinată și soția lui și bunica în momentul în care ei au plecat în munte și au plecat la perioade diferite. Aveau deja un copil mare, o fată.
sora de la mine avea 2 ani, dacă nu i-a plecat de mult, iar tata nu și-a născut. Tata, practic, s-a născut în anul 50, când el deja era mulți, era primul an în care plecase John Pop, era folosit să trecem partea cealaltă a munților spre Argeș și ea lucra după armătorul, sunt diverse protecte, pentru că era pădurar, se prefăcea că se duce, din ultima dată, să cumpere o iapă. Sigur că iepe sunt și în țara Făgărașului, dar el vrea neapărat din Câmpul Lung. Așa că a trecut de cealaltă parte a munților, când s-a întors în munți, s-a întâlnit cu un grup de securiști care se vedeau turiști, care până la urmă s-au dat partizani și care le-au spus lui Jean Pop că vreți să întâlnim cu grupul Gabriela Ogoranu, pentru că noi îl cunoaștem pe el de la Cluj, ceea ce Cluj părea o chestie reală, și suntem soldate de mășițele unui grup de rezistență din Banat. Spunând de asta, el a spus celor din grupul Ogoranu, le-au aranjat întâlnire, s-au întâlnit, și-au dat seama, unul dintre ei a demonstrat în timpul bunicului că sunteți strădați atâta cu gazele, în timp ce treceau unul pe lângă altul, când treceau, din loc s-a înțeles cu ceilalți. De asta vă spun că modul lor de comunicare era ceva ce nu poate fi explicat foarte ușor pentru noi, dar aveau o legătură foarte puternică, înțelegeau pericolul sau se înțelegeau pur și simplu din privire. Adică în momentul în care bunicul a știut că ei sunt trădați, n-au apucat să vorbească nimic cu ei, dar din ochi s-au înțeles că sunt trădați și ei sunt securiști. Așa că i-au început, i-au pus. Bunicul n-a mai stat niciun moment. În momentul în care și-a dat seama că ei sunt securiști, a coborât în sat să-l anunță pe Jean Pop că trebuie să plece. Era clar că, dat în vizor, că el intermediase legătura, era securiști, eu nu cine am intermediat. Iar plecarea lui e o poveste foarte tristă, pentru că el n-avea de gând să plece în munți, nu era în vizorul securității încă. Soția lui era însărcinată în luna a patra, avea deja o fetiță de 5 ani. El venise din America și visa la o țară, la o viață tihnită de familie în România. Și atunci s-a pus în situația în care nu avea de ales, practic. A petrecut o noapte cu soția lui, timpul în care și-a luat la revedere și i-a explicat și noi ce se putea exercita. Asta nu. Și la audio? Da. După care, dimineața, am fi un scandal cu... Trebuie să fie niște poze de la familia lor. Jean Pop e cel în costum mediu. Prietenul lui pădurare. Tot în costum mediu, în fața lui e soția. Niște poze pe care mi-a dat chiar soția lui Jean Pop acum 2 săptămâni. Pozele au tăiat de securitate. Vă spuneam că pozele erau cele mai valoroase pentru ei. Se duceau și una care distrugeau, una care tăiau. Soția cu copil, primul copil, vedeți pantofii, acolo când se sejea în pop. Securitatea a tăiat și le-a luat numai pe el pentru că voia să-i vadă. Chiar este soția lui Jean Pop, care a făcut acum 2 săptămâni, Maria Sherman. Cu 94 de ani, cum vă spuneam, ucidă, cu umor, prezentă, activă, verticală, nu s-a căsătorit niciodată. Ea e văduvă de pe la 30 de ani, bunica e văduvă de la 23. Da, fica lui Jean Pop, despre care vă spuneam că s-a născut când el a plecat în munte, este doamna pe care o să vedeți imediat și am văzut că declarația a ei, tot așa, e înregistrată nu duminica, decât pe duminica cealaltă, cheamă Mătălăirea Cornelia, cu ea era însărcinată soția lui Jean Pop când el a plecat în munți. Dimineața m-a spus că au înscenat ceva, iarăși, în mică naivitate, el spera să-și protejeze familia. Așa că s-a gândit după toată noaptea aia în care a stat, ei au prins, au povestit, s-au gândit că nu mai au de ales, asta e, trebuie să plece în munți. I-a zis că, uite, dimineață ieșim pe uliță și eu mă prefac că te bat. Ca lumea să știe că noi ne-am certat îngrozitor și eu am plecat. El spera că în felul ăsta soția lui nu se mai avea de suferit, că lumea o să știe că el a plecat și a lăsat-o și ei s-au certat și ea n-are nicio legătură și nu are de unde să știe nimic. Sigur că n-a funcționat și nici măcar cearta lor nu a fost foarte credibilă. Și îmi povestea soția lui zilele trecute, că de fapt, el zice, nu am înțeles, să ne bată cumva, el să mă bată, să mă înjure, să-mi facă ceva așa urât, dar el de fapt nu m-a împins, dar eu nici măcar n-am văzut. Și a fost așa,
în care nici ei nu credeau că nu era reală, iar toată lumea din sat știa că și-a împărut cum avea cum să-și bată nevasta cu lumea. Așa că au strigat un pic unii la alții, după care el a plecat. Hai să ascultăm bucata audio. Este tica lui Jean Pop, cea care nu și-a cunoscut. După ce a lovit Nico, deci am întrebat pe taică mea și atunci am spus că taică mea e închisoare, că nu știe mai trăiește sau nu și a fost plecată în munți. Pozele cu el, n-am avut nicio fotografie, toate fotografiile cu el au fost ferite de securitate și fotografia care era mire și mireasă a rămas mireasa fără mine. Și
mai lungă, dar ideea e că oamenii ăștia nu și-au cunoscut familia și n-au știut că cei din munți au fost omorâți până după 90. Au aflat ceva în 64. Sentințele nu le-au primit niciodată. Au fost executați în noiembrie 1957. Acum, în noiembrie, se împlinesc 55 de ani de când au fost executați. Nimeni din familie n-a știut nimic, iar persecuțiile au continuat pentru familii, deși erau morți. Și diversiunile despre care vorbea fiica lui Jean Pop au continuat. Nu știu, era cinismul securității, dincolo de faptul că n-au fost primiți la școală, că au fost dați afară din servicii și că în 1989, în martie, se instalau microfoane în familiile celor care au avut legătură cu rezistența, deși noi credem că după 80 era ok în comunism. Se instalau, sunt toate dovezile scrise. Singurul care a supraviețuit, Ion Gavrilo Goranu, a reușit, nu era cu ceilalți, când ei au fost aranjați să plece în Grecia, 21 de ani s-a ascuns. A fost prins în 1976. Când se apropia de 50 de ani, pentru ultima dată a plecat singur încă o iarnă în munți. În momentul în care ei au fost, ceilalți au fost prinși și s-a ținut procesul, securitatea a lansat o felul de zvonuri. Unul dintre ele era acela că Ogoranu i-a trădat. Zvonul ăsta a prins. Sunt încă oameni în zona Făgărașului care cred că Ogoranu i-a trădat. Faptul că nu i-a trădat e cert, pentru că există câteva zeci de dosare scrise în perioada asta, 57-76, timp în care securitatea l-a căutat cele mai absurde metode și pe baza celor mai absurde zvonuri. De exemplu, la un moment dat, cineva a zis la securitate ca să obțină niște bani, că miza era mare pe capul lui, că Ogoranu are o amantă învățătoare cu doi copii. Și așa am citit vreo nu știu câte dosare și câteva sute de pagini de adrese între șefii de post din aproape toată țara care erau puși să verifice toate învățătoarele fără bărbat și cu doi copii. Și multe, multe lucruri asemenea în perioada respectivă. El a stat ascuns la Ana Săbăduș, cea cu care s-a căsătorit până la urmă când a ieșit din clandestinitate, în Alba, Gâltiu, a trăit până în 2006, ea a murit la o săptămână după el. Am o înregistrare foarte, foarte scurtă, cred că e un minut, cu Ogoranu dintr-un interviu în vremea care trăia. Sigur că întrebarea rămâne dacă a meritat sau ce au rezolvat sau de ce e importantă povestea asta. Dincolo de faptul că e istorie și că e adevăr și că e important să cunoaștem istoria, toți spun că nu regretă, cei care au trăit, că nu regretă ceea ce au făcut. Ilioiu, care vă spuneam că a fost înmormântat ieri, spunea că dacă ar trebui să o ia de la capăt, ar face la fel. Deși ceea ce a suferit el e inimaginabil. Ogoranu spunea că îi se părea rușinos și nedemn pentru poporul român ca nimeni să nu se opună. Și că ei și-au asumat acest rol. Sigur că comunismul s-a instalat și ei au fost omorâți, dar rămâne faptul că România avea capital uman și poate că asta e important, că toate țările dezvoltate și toate societățile care au prosperat la un moment dat sunt cele care au avut nu numai bani și tehnologie, ci cele care au avut și capital uman. În momentul ăsta în România vorbim foarte mult despre faptul că nu avem lideri, că nu avem oameni, că noi nu avem o tradiție, că România n-a fost niciodată și nu avem niciodată, dar România a existat. Doar că elita a fost decimată, însă rădăcinile există, ne putem conecta la acele rădăcini. Ele sunt în noi. Au fost transmise mai departe. Nu neapărat genetic, deși poate că și așa, dar există testamentele scrise ale acestor oameni și există dovada că ei au putut rezista. Se întâmpla acum două generații, nu acum 700 de ani. În România exista capital uman. Thank you.
de oameni și atât 800 de camarade mei care au murit de mulți, s-au împușcat, au spart măcar cu sângele lor, fața României ieșite de tărere și de lume. Câteva declarații din care este același lucru. Demnitate și capital uman. Nu neapărat că au învins, pentru că evident că au fost înfrânți dacă vorbim la planul ăsta de rezistență și victoria rezistenței. A existat. Atâta tot. Încă un detaliu mic înainte să trecem la filmul despre grupul Arnăuțoiu. Am adunat aseară de curiozitate numărul de ani de închisoare, sentințele date după proces, ei au fost executați. Dar niște oameni care încă nu fuseseră arestați până atunci, au fost arestați, iar totalul pedepselor însumează 565 de ani de închisoare. Trei loturi, câteva zeci de oameni, dar toți au primit pedepsă maximă, deci 565 de ani. 1000 de familii, după proces, au fost persecutate. De ce e monumentul aici? Pentru că într-un an de Paști, când stăteau pe o coamă a munților și ascultau slujba de la Mănăstirea Brâncoveanu, și-au luat un legământ ca cel care va supraviețui dintre ei să aducă rămășițele pământești și să le facă un mormânt comun la sâmbătă. Nu s-a mai putut face asta pentru că ei, după ce au fost executați, au fost aruncați în gropi comune, n-au fost găsiți niciodată, probabil la Jilapa. Ultimii ceilalți în diverse gropi comune unde au fost împușcați. Cel mai probabil în locurile în care au fost împușcați. Dar domnul Goranu, Ilioiu, care a mai trăit și familiile celor care au fost în rezistență, au reușit după 90 să ridice această cruce în memoria lor și ține într-un fel loc de mormânt pentru familiile lor. Aici se face în fiecare an, în prima duminică după Sfântul Ilie, un parastas comun pentru toți cei din rezistența din Țara Făgărașului. Avem un film despre grupul Arnăuțoiu, despre care v-am tot pomenit. E foarte scurt, 12 minute. Un film documentar. Ce e interesant în legătură cu grupul ăsta e că au avut și femei în componență. Una dintre ele a rezistat până la sfârșit, Maria Ploc, cea care a avut un copil pe care l-a născut în munți, într-o peșteră. Asta e peștera, dacă mergeți în partea Arceșului și vă apropiați de Nucșoara, pe partea stângă sunt niște munți, vedeți cât de abrupt erau, o puteau urca doar cu frânghia. Aici au stat ei ascunși câțiva ani, de asta n-au fost prinși. Au fost prinși în 58, după ce au fost prinși cei de aici, au fost prinși și ceilalți. Aveau o ușă camuflată. Întotdeauna trebuia să rămână cineva în peșteră ca să arunce frânghia pe care se urcau ceilalți. Asta e poză făcută de securitate în momentul în care au fost prinși. Este Maria Ploc și vedeți că sub braț are un copil. Este copilul pe care l-a născut în munți, în peșteră și pe care l-a crescut acolo până când copilul avea 2 ani. Ioana Arnăuțoiu, poză din arestul securității. Maria Ploc, vedeți, are o față maciată. Femeia e foarte, foarte slabă și a dus sarcina în munți toată perioada și așa și-a crescut copilul. Care copil? În mod uimitor a supraviețuit, a fost foarte sănătos, a fost dat la o casă de copii pentru că securitatea n-a suportat să-l dea familiei să-l crească. Oricum, toată familia a fost în închisoare și cei mai mulți au murit în pușcărie. Păi au trimis-o la orfelinat. De la orfelinat a fost înfiată la vârsta de 4 ani de o familie de avocați din București care n-au știut nimic despre povestea ei, care nici măcar nu i-au spus că e înfiată. A aflat după 19 ani, în primul rând, că e înfiată și apoi că e înfiată în niște condiții cam suspecte de la un orfelinat și că pe certificatul de naștere este emis când, după ce a împlinit ea 2 ani. Este cerut de securitate, eliberat de securitate, ceea ce sigur că i-a ridicat o grămadă de semne de întrebare. După 90 a mers pe fir la orfelinatul la care a fost trimisă după ce părinții ei au fost închiși, la oamenii care au cunoscut familia în care au înfiat-o, o să vedeți în film, o femeie blondă cu ochii albaștri. Deci ea, când am intrat în orfelinat, era singurul copil. Așa, pentru că orfelinatele în vremea aia, oamenii nu obișnuiau să-și dea copiii la orfelinat. Este o violonistă foarte cunoscută, a cântat în Filarmonica Enescu, 10 ani. A scris despre grupul de rezistență Arnăuțoiu. O să vedem în filmul care urmează.
E în mare povestea grupului, mă rog, câteva detalii. Să ajutăm pe gospodării
Și mai multe și
Concluzia poate o tragem împreună sau o trageți voi. Vreau să mai spun doar atât că Ion Gavril Ogureanu, care a reușit să-și scrie memoriile și care a fost întrebat cum ar trebui priviți ei, dacă ei ar trebui să fie modele, a zis că el nu crede că ar trebui să fie modele, ci că ar trebui să fie îndemne. N-ar trebui ca tinerii sau oamenii de azi să facă ce au făcut ei, pentru că România de azi e într-un alt context politic, social, economic și așa mai departe. Însă cei de azi ar trebui să-i privească drept un îndemn la luptă împotriva nedreptăților, la încredere că lucrurile pot fi schimbate, că adevărul va învinge, un îndemn la sinceritate și la curaj și încă ceva la asumarea greșelilor. Pentru că în această luptă, cu siguranță că și ei au făcut greșeli și trebuie să știm, cel puțin ăsta e mesajul lor, că îndemnul e la luptă, dar și la asumarea greșelilor. Dacă aveți întrebări și pot să vă răspund, da. Arsenie Boca și rezistența din munți, e adevărat. Părintele Arsenie Boca a plecat de la mănăstirea Sâmbăta în 48, în momentul în care rezistența împotriva comunismului abia se forma. El a avut niște legături, cum spunea Claudiu la începutul conferinței, cu grupurile de rezistență împotriva comunismului care au existat în zona Făgărașului până în 48 și din ele făceau parte și acești oameni care în 48 au intrat în vizorul securității și au plecat în munți. Nu am citit eu dosarele părintelui Arsenie, pentru că sunt foarte multe și n-am terminat tema asta. Cineva de la Ortodoxia Tinerilor, care n-a mai putut ajunge, trebuia să vă spună mai multe lucruri. Cert este că părintele este recunoscut pentru sprijinul moral, în primul rând, și chiar în perioada de după 48, toate familiile celor despre care am vorbit noi astăzi veneau și se spovedeau și căutau alinare și cuvânt de învățătură la Sâmbăta, apoi la Prislop, apoi la București. Inclusiv din familia mea pot să vă spun că până în perioada în care părintele Arsenie era la Drăgănescu, lângă București, au mers acolo. Deci au mers după el, indiferent unde a fost trimis de securitate. Există niște mărturii ale mitropolitului Antonie, care spune că părintele i-a ajutat nu numai moral, ci și material, și că el a văzut cum au umplut saci de mâncare celor care participau la rezistență. Vă spun ce am citit din mărturiile altora. Nu am verificat, dar avem autoritatea autorului care spune lucrurile astea. Cei din munți au declarat în dosare că au evitat să ia legătura direct cu părintele Arsenie pentru că n-au vrut să-l pună în pericol mai mare decât era deja. Le era suficient să știe că el se roagă și că el are legătură cu familiile celor prigoniți. N-au încercat niciodată să ia legătura direct. Au ocolit și Sâmbăta ca loc, pentru că se temeau că va fi rasă de pe fața pământului. Au fost o grămadă de mănăstiri, de biserici, mutate, distruse, închise și se temeau ca ei să fie pricină pentru așa ceva. Dar numele lui este trecut pe crucea monument în memoria grupului. Deci a existat o legătură între ei. Da. E pornit. Dacă îmi permiteți, că am dat cunoștință despre istoria asta recentă, într-o întrebare, că de curând, cred că mai în urmă, a fost un film, care s-a făcut, se numește Poderul Lucrătorului la Tinerețe, care, mă rog, a dat o parte din viața partizanilor în lucru ăla. I-a făcut foarte tare, după care am început să studiez cât am reușit și am descoperit, de fapt, o dată mai profundă a
Antevă, în fiecare zi, poate unii dintre noi ați văzut, este așa mai comercială, acestea, papa, se împușcă nimic, nu se subiază deloc la profesiunea a lor. Și am descoperit, dacă îmi permiteți, că mi-am impresionat foarte tare, am descoperit pe internet căutând un testament în care mă bucur că l-aveți, un am lăsat, se numește testamentul lăsat de arhiepiscopul Republicii Carpatice Făgărășeană, primăvara anului 1964, în muntele Tugan. Cel mai acest testament a fost găsit de securitate, a fost găsit Budan. Dacă îmi permiteți, vă rog. Pe potecile munților, acest grup de tineri n-a purtat numai arme, alături de onoarea, mândria și conștiința libertății neamului nostru, alături de durerea ceasului de față, în inima și creierul nostru am purtat două povară scumpă, visul, dorul și gândul pentru vremile ce vor să fie. Visul, dorul și gândul izborâte și cărite în dragoste pentru neamul nostru. Și așa am înțeles noi neamul nostru, o tâdă de foc sfânt, pierdută în negru a gândurilor, în care din loc în loc strălucesc sori și luceferi într-o ploaie de stele și care izvorăște din căul trecutului de dincolo de prematanțelor nemuritori. Iar înaintea noastră, în continuarea tării de foc printre crestele de brazi, vedem aceeași dâlă de lumină din ce în ce mai puternică, terminată în visul nostru la picioarele Domnului Hristos în ziua cea mare. Și în această dâlă de foc, din urma și dinaintea noastră, noi, câțiva fii ai acestui neam, pe care destinul ne-a adunat pe aceste creste, ne aducem aportul nostru de foc, candela iubirii noastre, de neam, jertfa noastră. Vrem să aducem pe altarul patriei tot ce se va găsi mai bun în slava noastră ființă pământeană, libertatea noastră, tinerețea noastră, renunțările la o viață divină. Și de candela ce am aprins o facere pentru a lumina, însă și viața noastră nu vom ezita să o sacrificăm. Nu am luat arma în mână să luptăm pentru ambiții de șarte de mărire omenească, nici din spirit de ajutor și nici din ură pentru nimeni. Cu atât mai mult suntem departe de deschinele probleme materiale de pofta de povățire în viitor. Niciunul dintre noi nu avem avere de adevărat, nici interese de clasă. Niciodată, nici noi, nici părinții noștri nu am exploatat munca și viața nimănui. Din contră, suntem din rândul acelor care în viață au cunoscut mai mult foamea și lipsurile decât ticna și gălșii. Ceea ce ne-a amânat aici a fost dragostea de acest neam, liberă de orice meschinărie. Am învățat să privim neamul nostru ca de pe orice în lume prin prisma dragostei. Existe în măsura în care iubești și te înalți, în măsura în care te jertfești pentru această iubire. Noi nu admirăm neamul nostru, nici nu căutăm să ne înțelegem și să-l studiem cu virtutea acuși cu cărui principiu scopit de mintea omenească. Noi îl iubim. Așa cum e, așa cum își iubește copilul părinților. Și nu l-am schimbat cu oricare altul, nici în gând, cum nici o mamă din lume nu și-a schimbat copilul ei. În inima și mintea noastră n-am încălzit niciodată visuri și gânduri de emigrare, de niște țări fericite, voind să rămânem aici, părtași ai durerilor și bucurilor neamului nostru, al destinului său, după că noi voim și noi să ne potrivim soarta noastră. Noi nu admirăm și nu răudăm cuvinte de șante pe Ștefan cel Mare. Nici nu-i folosim numele ca socru pe care să înălțăm statuie în cinciei noastre, noi iubim cu iubirea oșteanului care s-a jertit sub comanda Domnului pentru libertatea Moldovei la Valea Albă. Și ne plecăm spinarea pentru de-a rodul bunice ca Domnul să încalece. Auzim ca o aviere dulce cuvintele de mulțumire a lui Ștefan. Întindem o mână de frate peste veacul apărătorilor sale Segetuzei, arcașului lui Ștefan, oșteanului opinci de la Rumine, panturului lui Tudor și moților lui Horea și Ian. Comunicăm de la suflet, de la suflet cu orice român de totdeauna focul sfânt și cald al familiei românești. În acești ani am găsit în suflete de român adesea unii și nebăgați în seamă atâta noblețe și atâta frumusețe, cât nu o viață, dar și o mie de vieți de a avea merită să le jertfește. Ne-am lovit însă și de atâta răutate, ipocrizie, interese, ambiție prostească, supericenie și mai ales nepăsare, încât ni s-a pus sufletul de durere, amărăciune și de zis. A trebuit să primim pe brațul nostru nu odată să nu scăposa lui Iuda și nu odată, potrăviți cu radele amare ale jăzniciei umenești, am ajuns în pragul deznădejii. Ne-am coborât atunci în adâncuri și din istorie ne-am luat din nou seva dătătoare de viață. Ne-am cuminecat din jertfa tuturor câtor și-a dat viața pentru acest neam, iar voi, dragi camarați căzuți din rânduri, ne-ați legat prin jertfa voastră cu putere în lupta de care nu mai putem să ieșim decât
mai ales am simțit în ceasurile negre mâna lui Dumnezeu, atunci când slavele noastre putere omenești ne-ar fi dus la moarte și deznădejde. Aici, pe creștere, mulțumim, am simțit cuvintele Domnului care ne-a spus că fără El nu putem face nimic. Și noi, prin suferința noastră, am învățat să iubim, căci până nu vei suferi nu însuți, măcar o palmă sau o jurătură pe nedrept, până atunci nu vei putea înțelege drama de pe Golgota. Aceste gânduri atunci tramutate în morți lungi de iarnă, îngropați în creștere pe creștere Carpaților sau în ceasurile de veni cu arma în mână, vi le închinăm vouă, tineri din sate și orașe, ca semn al dragostei ce vă puteam, ca acolo ce va fi dat, că noi nu vom mai fi, să vadă și să desăvârșească mare și strălucită al Bielului Cuțe Românesc. Grupul Carpatic, Făgărășeanu, trebuie să rugăm sub tona Doamnei Cristei. Mulțumesc de două ori. Unul pentru testamentul pe care îl printasem și l-am uitat și l-am internet. Și doi pentru mingea la fileu. Din punctul meu de vedere, și nu mă citați, filmul ăla nu are nicio legătură cu acest grup de rezistență, decât faptul că sunt niște oameni în munți care în filmul ăla haiducesc și, mă rog, vorbesc într-un jargou de cartier și trăiesc așa, ceva boem în munți, împușcă foarte mult, nu e clar de ce și pe cine, și în rest nu se înțelege nimic. Cine sunt, care sunt poveștile lor, de ce au plecat în munți, nu cred că a fost făcut cu rea intenție și nu vreau să acuz pe nimeni. Știu că a fost făcut fără minimă documentare. Omul care a făcut filmul ăla n-a vorbit cu nimeni din zona Făgărașului, dintre cei care trăiau. V-am spus, unul dintre luptătorii din munți a fost îngropat ieri. Soțiile celor doi luptători care au fost căsătoriți trăiesc. Rudă și oameni care au sprijinit sunt în viață. Dosarele lor de securitate sunt publice. Poveștile sunt fabuloase. V-am spus, poate un pic haotic, sărind de la una la alta, câteva frânturi din aceste povești. Nu v-am spus că ei au reușit să ia legătura cu legațiile străine și cu legația americană. Că un capitan din fosta armată regală a reușit să fugă din România după ce a luat legătura cu cei din munți, a fost antrenat la o școală de parașutism din Franța, la o bază militară americană din Franța și a fost parașutat înapoi în România cu mesaje de la americani să intre în legătură cu acest grup de rezistență. Pare un mit și au fost acele mituri cu americanii parașutați. Parașutații ăștia care au existat. Și povestea omului ăstuia e fabuloasă. Neagu Giuvara lucra la școala din Franța, la baza militară din Franța, care antrena acest grup, era operațiunea Fiii Patriei, care au fost parașutați și au fost prinși până la urmă. Încă nu se știe cum și ce s-a întâmplat acolo. Am reușit să găsesc dosarul lor peste două săptămâni. O să-l citesc abia. Povestea familiei aceleia în sine e o poveste spectaculoasă. Omul ăsta, Sabin Mare, a fost căsătorit cu fiica celui mai unui cofetar celebru, a cofetarul casei regale, M. Bacher, din Făgăraș, a reușit să o salveze pe fiica lui M. Bacher, o mare poveste de dragoste între ei, urma să fie deportată în Siberia și uzând de toate relațiile, banii și funcția lui, în momentul în care trenul s-a pus în mișcare din gara Făgăraș, a luat-o pe Eva M. Bacher și a dus-o la cofetar, a reușit să o salveze, el a intrat în legătură cu cei din munți. Am aflat acum două săptămâni, nu știam prin cine. Am aflat abia acum că străbunicul meu a fost ordonanța lui Sabin Mare. Prin el se pare că au luat legătura cu cei din munți, s-au întâlnit într-un secret total. Nici cei din munți nu știau, decât doi despre treaba asta. Iar toată lumea din Făgăraș, adică toți sprijinitorii, cei puțini care știau, îi spuneau neacutare. Deci nimeni nu-i pronunța numele. De asta inclusiv Neagu Giuvara scrie în ultima carte de memorie în jurnal că nu a reușit să dea de urmă acestui Sabin Mare. Deși el l-a antrenat în Franța și l-a trimis în România, dosarul lui pare pierdut. Ori a fost clasificat și s-a declasificat recent, ori domnul Giuvara nu mai știa exact datele, pentru că e aici o problemă la Consiliul pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Ca să ai acces la un dosar, trebuie să le povestești tu jumate dosarul. Să le spui cum îl chema, cum o chema pe mama lui, pe tata lui, unde s-a născut, în ce dată s-a născut și foarte multe alte lucruri pe care n-ai de unde să le mai știi sau n-ai de unde să le ai. Tu vrei dosarele, dar dacă nu le spui lucrurile astea, nu le obții. Eu am găsit o declarație de-a lui întâmplător în dosarele pe grupul celor de aici
Și mergând pe fir, am reușit să obțin toate datele, am cerut dosarul, mi l-au găsit, mi l-au dat, adică o să-l pot citi în 2 săptămâni, după care o să vorbesc cu Neagu Giuvara, să punem cap la cap povestea pe care o știe el din Franța, de la baza de antrenament, cu povestea pe care o știu eu. Veneau cu bani, cu medicamente și cu mesaje din partea legației americane, din partea americanilor. Tot prin americane au fost împrăștiate manifeste din avion într-o perioadă. Implicațiile. În Cluj exista un grup Raul Volcinski, cei care ați mai citit de rezistență, probabil că ați auzit. Grupul de sportivi de la Universitatea Cluj, care atunci se numea, cred că altfel, nu mai știu cum se numea, în orice caz, grupul de acolo se antrena special, în clandestinitate, cu tot felul de chestii fizice, ca să se alăture grupului de partizani din Munții Făgăraș, la îndemnul profesorilor universitari din Cluj, care îi cunoscuseră pe câțiva, cei care v-am spus că erau studenții din zona Făgărașului la Cluj. Deci poveștile se ramnifică extraordinar și am găsit o grămadă de lucruri despre care nu s-a scris și care nu se cunosc, pentru că dosarele astea sunt un haos de nedescris. Nu e nimic în ordine cronologică, nu știi ce găsești, primești un dosar atâta și începi și citești. Și uneori citești, cum v-am spus, 1500 de pagini despre cum au fost verificate toate învățătoarele din România, fără bărbat și cu 2 copii. Alteori citești niște lucruri uluitoare. Citești dovezi din pușcărie despre torturile de acolo. În cazul lui Ilioiu, cel care a fost înmormântat ieri, după ce l-au torturat în așa hal încât l-au adus la stadiu de legumă, au făcut ei o comisie de psihiatri care să-l cerceteze să vadă ce diagnosticare. El, de fapt, fusese nebunit de ei în detenție. Și au ajuns la concluzia psihoză de detenție. Un document foarte valoros, pentru că ei recunosc că omul ăla a fost torturat în așa hal încât a ajuns la stadiul ăsta. A venit o contracomisie de psihiatri care s-a gândit că totuși psihoză de detenție nu sună prea bine, că e în legătură cu detenția. Și atunci au găsit alte și alte titluri de boli, care chiar am vorbit cu un psihiatru și nu înseamnă nimic. Sunt niște alăturări, cred că au luat din manuale, pur și simplu, boli și le-au pus acolo ca să fie niște termeni medicali și să nu rămână psihoză de detenție. Iar la sfârșit, pentru că trebuia să existe totuși o concluzie și o motivație, de ce credeți că a căpătat acele boli Ion Ilioiu? Din cauza de misticism. Deci așa au găsit psihiatrii că omul ăsta, și-au dat ei seama, era din satul Sâmbăta, care e foarte aproape de mănăstirea Sâmbăta, care, citez, era cunoscut cuib de misticism și un om care trăia în vecinătatea mănăstirii nu putea să nu fie contaminat de acest misticism. Și dacă era contaminat de misticism și erau și date exemple, de pildă, e atât de nebun încât crede că există viață după ce moare, cu siguranță că a căpătat și aceste psihoze și ce mai are el. Deci misticism era cauza. Dar rămân documentele de dinainte, psihoza de detenție și celelalte lucruri. Plus mărturiile lui, că omul a trăit și a explicat prin ce a trăit. Deci lucrurile sunt interminabile și poveștile în sine, legăturile dintre ele. Eu am aflat tot așa, acum relativ recent, că de fapt bunicii din partea mamei au fost arestați pentru că i-au găzduit pe bunicii din partea tatălui, pe hașul din munți. Habar n-aveau nici ai mei. Deci sunt lucruri în familiile astea care nu se știu nici acum. Am găsit că arestările din 50 s-au produs în casa cu tare, numărul cu tare e casa noastră în care am copilărit, mă rog, a bunicilor, iar bunicul a făcut 7 ani de închisoare pentru că îi găzduise pe frații hașul. A murit după închisoare. Ce cel mai ciudat și ce nu știu, n-am înțeles, e că bunica din partea mamei care a trăit nu i-a zis niciodată fiicei ei, adică mamei mele, femeie, te-ai căsătorit cu fiul ăluia din munți, care a fost la noi pentru care tatăl ei făcuse pușcărie. Deci lucrurile sunt extrem de complicate și sunt duse mai departe. Vă spuneam că am făcut seminar cu copii și sunt uluitoare reacțiile lor. Sigur că nu e o poveste ca cea de astăzi, e ceva bazat pe joc, interactiv, dialog, sunt lucruri pe care nu le spun și n-au cum să le înțeleagă copiii, ei trebuie să înțeleagă cei care iau contact cu istoria, că a existat acest regim. Durerea mea e că în manualele de istorie nu există o relatare corectă a rezistenței împotriva comunismului, care e istorie, a existat. Ne place, nu ne place, a avut rost, n-a avut rost, a fost eroi, n-a fost eroi, asta nici măcar nu contează. A existat, sunt fapte. Ar trebui consemnate corect de istorie ca atare. Iar în acești copii am constatat că, dincolo de toată povestea asta istorică, sunt transmise o grămadă de lucruri. Sunt copii care
au manifestat un interes extraordinar față de poveștile astea și care, ajungând acasă, pe mine chiar m-au uimit. Deci copii de 10 ani care au pus o grămadă de întrebări și care până și spuneau, nu-mi vine să crești, sunt atât de impresionată. Și după care am aflat că s-a dus acasă, a povestit și s-a spus în familie, dar și bunicul tău, străbunicul tău a fost închis și a fost împotriva comunismului. Deci ceva din o fetiță, ceva din ea rezona într-un mod pe care ea nu-l înțelegea și nu era absolut deloc rațional pentru că ea nu știa. De partea cealaltă, am povestit și cu copii care n-au nicio vină, ai muncitorilor comuniști și comunizați de la una din uzinele patriei și care mi-au spus la sfârșit, eu aș fi de partea securității. Bun, de ce? Pentru că eu vreau să trăiesc și să mă distrez, pe mine altceva nu mă interesează. Bun. Ce știu copiii despre comunism? Ce știm noi despre comunism? Copii care au provenit din familii care au avut, chiar dacă nu au participat la rezistență, au fost împotriva regimului și au recunoscut abuzurile regimului, spun niște lucruri foarte interesante despre perioada comunistă. Copii care vin din familii din cealaltă parte știu că era bine pentru că erau fabrici și uzine import și export, nu știu ce înseamnă lucrurile astea, dar le spun ca atare, și era rău pentru că era program scurt la televizor. Ceea ce spune ceva despre felul în care trăiesc ei astăzi. Sunt copii crescuți la televizor. De ce era rău un comunist? Pentru că nu aveam televizor. De ce e bine acum? Pentru că avem. Ce vedem noi la televizor? Toate dejecțiile societății. Ce fac ele? Ne formează. Deci, dincolo de toată istoria asta și de toate poveștile astea, cred că e important să știm că noi ducem în noi o parte din lucrurile astea mai departe. Și cred că înțelegem mai bine societatea de azi dacă ne uităm la ieri și la alaltă ieri, că nu sunt foarte departe vremurile astea în care s-au întâmplat toate lucrurile astea și care ne transmit ceva. Și cred că purtăm în noi lucrurile astea. Uitându-ne înapoi, putem înțelege lucruri pe care nici nu știu cum să le explic. Valorile astea. Deci pentru ei însemna altceva prietenia. Jean Pop, cel care era cel mai bun prieten al bunicului și care a plecat în munți, și inclusiv soția lui, pe care ați văzut-o și trăiește și are 94 de ani, spune că eu am înțeles că el a plecat. Păi era prietenul lui cel mai bun. Adică el mi-a zis, unde ghiță, acolo sunt și eu, dacă el e la bine, mă duc la bine, dacă e rău, mă duc la rău. Cine mai spune chestia asta despre prietenul lui astăzi? Adică fiecare, o fi prieten, da, am totuși familie, am interese, am niște lucruri, adică nu chiar așa mă jertfesc acum pentru prietenie, numele prieteniei. Pentru adevăr, cei care erau obligați la anchetă să spună, să trădeze, spunea, eu m-am legat de el, eu trăiesc prin el, eu nu pot să-l trădez, orice mi-ați face, eu nu pot să-l trădez, el e în mine. Am împărțit aceeași pâine, am trăit aceeași viață. Ogoranu povestea că după ce a rămas singur în cei 21 de ani și nu știa de fapt nimic ce s-a întâmplat cu ei, că uneori îi simțea fizic și mergea cu ei și povestea. Povestea în mintea lui cu ei și spunea lucrurile astea. Zice, măi, dacă spun astea, lumea să spună că sunt nebun. Că ce poți să crezi? Suferă și ăsta de o boală probabil bazată tot pe misticism. Dar pentru ei lucrurile astea erau foarte prezente și erau foarte reale. Și nu erau departe de noi. Iar ceilalți, sigur că și securiștii și cei care au fost torționari la Pitești și cei care au fost în toate închisorile, au transmis genetic această ură. Am avut un copil care mi-a scris prin bilețele la final, mi-a spus celor care vor să-mi lase niște mesaje. Au fost și niște mesaje de profunzime extraordinară. Deci eu nu mi-am putut imagina că un copil de 10 ani poate înțelege în profunzime lucrurile astea. Nu vreau să cred. Dacă nu ar fi scris în fața mea, chiar l-aș fi suspectat că i-a scris altcineva biletul. Dar am avut și un băiețel de pildă care mi-a scris un bilet pentru partizani. Partizani proști, veți muri ca râma în pământ, partizani proști și băgăcioși. Un copil care a asistat la toate lucrurile astea. Și dacă îl întreb, nu știu de ce. Deci lui așa le vine. Deci pur și simplu i-a venit. E o chestie nici măcar nu bazată pe raționament. Adică n-a scris că nu mi-a plăcut sau eu nu sunt de acord cu ei sau eu n-aș fi plecat. Pur și simplu, o să muriți ca râma în pământ. Eu vă spun sincer că m-am cutremurat când am citit chestia asta, pentru că sunt chiar mesajele, tipul de mesaj al securității. Ei le spuneau asta, o să muriți ca așa, o să rămâneți în pământ, o să... Deci, chiar aproape că sunt citate din dosare. Nu-mi venea să cred că e posibil așa ceva. Să-mi scrie copilul ăla, 9 ani, cred că avea, un băiețel care ascultase povestea. Deci, cred că
cunoscând lucrurile astea, ne putem împăca în sfârșit cu toate durerile și cu ura și cu fiecare ce purtăm în noi din vremea respectivă, pentru că n-au fost implicați direct toți. Da, au dus mai departe, au transmis mai departe, prin educație, prin... Suntem creștini cu toții, știm că lucrurile astea contează foarte mult. Crimele care le-au făcut atunci sunt asupra urmașilor lor. Reeducarea, torturile sunt prezente în societatea românească. Duplicitatea, oameni obișnuiți 50 de ani să fie într-un fel în public și într-un fel acasă. Cu toții batem din palme în public, cu toții mințim în public, cu toții plecăm capul și acasă ne revoltăm. Seamănă puțin cu ce se întâmplă acum. De asta concluzia va aparține. Astea sunt pur și simplu niște lucruri pe care eu le-am simțit în diverse adunări în care am vorbit despre treaba asta și concluzii pe care le-au tras cei cu care am stat de vorbă. În școlile din România e foarte greu să intri și ai nevoie de mult prea multe aprobări ca să-mi bat capul cu așa ceva. Tot ce fac e voluntariat. N-am timp să mă bat cu directorii de școli. Unde există interes, prezint seminarul ăsta. Punct. Până acum a existat în cadrul bisericii. La o biserică, într-o tabără creștină, la o altă biserică și așa mai departe. Copii care participă la orele de cateheză, copii din comunitate. Se poate și în școli, dar până acum nu mi-a zis nimeni că ar fi curios să merg într-o școală. Sunt mulți profesori de istorie nostalgici, care nu au trăit foarte rău în comunism și care nu sunt foarte interesați de poveștile astea. Și înțeleg. Asta e, trebuie să mai treacă probabil o generație, două, până să se mai uniformizeze povestea. Ce fac cu informațiile? Un film documentar, probabil că o carte și mai vedem mai departe. Nu le țin pentru mine, că nu le-am citit doar ca să le povestesc acasă. Da. Și o expoziție de fotografii și documente e în lucru. Sunt, mă rog, acum am prezentat doar o parte din ele, dar sunt mult mai multe fotografii și documente din arhivele securității care cred că sunt de interes public și care merită să fie expuse. Repet, nu e sub sigla nimănui. E o muncă de voluntariat care mi-a timp. Că, v-am spus, sunt multe dosare. Da, mulțumim mult, Ioane. Mulțumim și vouă pentru răbdare. Ioana poate nu știe că ceea ce a făcut în seara aceasta urmează foarte frumos conferinții de astăzi cu iubirea de neamnă și țară. Și că Dumnezeu ne-a așteptat așa de bine lucruri, încât nu ne-am gândit procesul așa, dar aici e foarte frumos. Pentru că astăzi de răzut n-am ca vorbit de iubirea de neamnă și țară, iar acum, spun pagina asta de istorie, lucrurile s-au așteptat și mai frumos. Mâine, mulțumim și domnului Natalia, care ne-a ajutat și cu tabăra, și mulțumim și părintele protocol și părintele de aici, și de ce se noastre, care ne-a ajutat să organizăm tabăra aici. Mâine, o să avem, după să facem frânghie și după ora asta suplentului Teofil, la ora și după masă, la ora două și puțin, avem urma conferință aici, dacă vreți să participați. Gheorghe Butuc, de la Bar Profesor de acolo, doctor în teologie și prezintă conferința Sfânta Scriptură, spațiul de întâlnire continuă a omului cu Dumnezeu. Vă asigur că o să fie o conferință foarte interesantă. Gheorghe e un om care se poate activeze. Nu se vede loc să facă 3 km de aici, dar și o să vezi foarte interesant. Îi zicem la mulți ani soției lui Gheorghe Ana, care trece la 30 de ani și are și un plac în lucru, și trebuie plac acasă. Da. Vă mulțumesc mult și să ne vedem. Bine se cu adevărat să fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea adevărată Născătoare de Dumnezeu, pe Dumnezeu.